Noi suntem un popor de ciobani tulhari. Președintele României, într-un dosar contra statului român în care statul român a decis că îl trebuie să dea banii, el n-a dat banii înapoi? Apăr a furat, da, și făcut, da, 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 corect. Ponta, vină în coaca, cu am glumit cu voi N-aș merge până într-acolo. Ce se întâmplă în Israel și Parisian? De ce e zona aia tot timpul în butoi, cu pulga? Nu vreau să fac pot deșteptul. Nicușor Dan mai prinde știre la antenă sau la realitatea, sau dacă moare atunci Ce crezi tu că s-a întâmplat cu omul bolnav al Europei? Dacă zgâri pe față uh, rusul, să vedem un <laughs> Invitatul podcastului de față este Julius Constantinescu. În caz că nu știați, Julius este unul dintre cei mai amuzanți oameni de pe Facebook românesc și unul dintre cei mai pasionați oameni de istorie de pe Facebook românesc. Așa că în podcastul de față vom vorbi despre geopolitică, despre istorie, despre femei, cam despre ce vorbesc bărbații la șpreț, numai că nu avem șpreț. Să înceapă podcastul. Intrăm direct în pâine. Ce părere ai despre piesa Macarena? E foarte bună. Eu o ascult păripit de vreo, cred că de o săptămână. Vorbesc serios, o am și o ascult păripit. Prima dată când o ascult, ești atât la versuri. Nu ți se pare că e o mare șmecherie de piesă, dar în general piesele de aia radiourile le și dau obsesiv când intră în playlist. Da. Pentru că odată ce te obișnuiești cu ea, începe să-ți placă. Am, sunt foarte multe. Și albume am ascultat prima dată și am zis, Bă, e o prostie. Și după o săptămână, parcă nu mai era o prostie, și după două săptămâni îmi plăcea foarte tare. Păi stai zici că prima dată te concentrai la versuri și acum la ce te concentrezi? Îmi place piesa, cum sună. Chiar sună a, bine. Și, a, cu totul. Am înțeles. Da, da. La, 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 la. Dar am văzut că ai fost foarte forț acolo pe Facebook, ai postat despre ai făcut câteva glume excelente. Uh, uh, una dintre ele a fost aia cu după Mierel din... Uh, Zic, din cer. Tu nu mă gurele. Tu, nu mă, -mă gurele, vreau gârele. să te cu frumos. Nu știu, dar, te vezi, n-am ascultat-o suficient. Uh, acum e Marian din Barașov. Ai dat-o frumos. Capăt. Că, ai dar, dat da, ce-a zis, tot, mă, de fapt? Că eu am văzut așa întreagăt și am zis, da, ah, ok, se mai întâmplă. Mai zic și oamenii prostii când sunt subiecte serioase. Ce-a zis atât de greu? Băi, el a zis, nu știu ce a zis în principiu, eu îl știu pe Maria, el nu e băiat rău, dar uh, el a zis uh, ceva de genul, uh, el, nu cre el nu înțelege că lucrurile astea se întâmplă. Și știu de ce, fiindcă am avut și eu această problemă, în lume, că am avut-o cu 25 de ani. Uh, el își imaginează că toată lumea e ca el. Dacă el nu hărțuiește femei, nu violează, nu agresează femei, el își închipă că bă, toată lumea e da. la fel și atunci care nu există de fapt nicio problemă. E, asta am crezut și eu, să știți, la 25 de ani și eu credeam același lucru. E A trebuit să văd că se întâmplă lucruri în jurul meu, a trebuit să văd că uh, femei apropiate de mine să-mi povestească oh. că au pățit-o. Uh, colege, ca să-mi dau seama că e un fenomen generalizat, ca să se întâmplă uh, li se întâmplă femeilor zilnic, uh -huh. că sunt pipăite în autobuz, da, uh, agresate verbal, uh, da, la tot pasul și așa mai departe. Uh, Dar E surprinzător pentru Godină și pentru alții, pe lângă Godină am fost surprins să aflu, tu groază de prieteni de-ai mei, că sunt la fel. Ce e surprinzător că în de... 2024 tu încă n-ai aflat chestia asta, că asta e o problemă. Îți că exagerează femeile care. Da, dar e, e o senzația că femeile astea exagerează, că această problemă nu există. Okay. Da? Această problemă există. Și nu că există, dar a existat întotdeauna. Ok. vă da? dau un exemplu. Am o prietenă uh, în Israel, Da, cetățean izraelian. Așa. Și într-o zi, uh, femeia a căzut în cap da? și a zis că vrea să se mute înapoi în România. Da. <laughs> <laughs> Înțelegi? Okay. Și a venit femeia în România și a rezistat o săptămână. Și după o săptămână în care a aflat pe stradă de la diverși mirei ce ar face ei și ce ar drege, femeia a plecat înapoi în Israel Și ăsta a fost motivul principal pentru da, care a plecat asta din a România? Fost, da. Ea mi-a zis așa, zice, eu dacă mă duc la plajă, după pildă, în Tel Aviv, da? Mă la plajă și dacă cineva să bagă un bărbat în seamă cu mine și dacă mie mi se pare... Că e insistent și că mă, mă simt. Da, mă, exact, dera da. mă deranjează. Da. Așa. ce dacă am chemat patrula, el doarme la secție noaptea. Deci, a. întâi pun cătușele, îl duc la secție, doarme acolo și, doar a doua zi dimineața, îl întreabă de sănătate. Ce-ai vrut? Ce-i cu tine? Ce da. Înțelegi? Da, 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 da. Ceea ce în România nu e așa. Adică, eu am asistat în România da, la polițiști care țineau cu agresorul. Da. Pentru că ei, la rândul lor, sunt așa, și nu mă refer acum la godină, doamne ferește, deci, dar milițienii noștri, ei la rândul lor își agresează acasă soțiile, la rândul lor gândesc așa, de-aia îi țin de regulă cu agresorul. Eu m-am bucurat să aud un mesaj care a prins atât de bine și a scos la fața atât de multe reacții. Sper doar să nu fie doar o strategie de marketing, și atât. Mai adică eu, sper, indiferent sper, ce ar sper fi, să mai mult. și ating scopul. Adică lumea vorbește despre asta și noi vorbim acum și s-a vorbit tot timpul. Dar da. și... în același timp, dacă ea a venit, a pus subiectul pe masă, ar trebui să fie puterea exemplului mai departe. Adică să, să nu fie la modul, azi văzumă, că aia care zicea chestia aia, azi zice ce face acum. Adică cred că e o presiune um, atât pentru societate să caște ochii mai mult și să vorbească mai des despre asta, dar și pentru ea, ca inițiator al conversației, să țină steagul sus. Nu zic acum să devină Lumea forța o... civică a societății din România, nu, nu am nefericire. Lumea o să uite de ea. Uite, ar acum fi, deja, ar fi, ar fi deja păcat e alt subiect pe masă cu femeia ai... care a fost agresată în Centrul Vechi, dar zilele trecute. Nu știu, a trecut până lângă mine, stai că nu. Da, e astăzi parcă am citit că l-au arestat deja, agresată și bătută în scara de, de blog, lăsată inconștientă aici, în Centrul Vechi. Și, da, problema este alta, nu, nu neapărat violența că, bun, asta se poate întâmpla, da? Dar reacțiile de pe internet, când îți dai seama cum gândește poporul da, ăla, asta eu astăzi, a a a acum când te așteptam pe tine aici jos la, la statuie să vii, citeam uh, pe internet și mi-a căzut uh, sub o comentariu unui fost coleg de-al meu, da, de ziarist, uh -huh. uh, cam de generația mea, da, în care o certa pe o femeie care care și lui știrea da, că zice așa și ce, că a fost femeie, că se putea întâmpla să fie și bărbat. Adică, știi, adică, băi nene, da. și ăsta e ziarist, știi, da, și da, de la da. care te-ai la mai multe. Da, știi? Da, da, într-adevăr, e o problemă și atât violența domestică în casă, cum femeia își lua și, din păcate, și în continuare bătaie, cât și violența asta, agresiunea asta sexuală, toți băieții care strigă după femeile Eu nu, am, nu înțeles să că, uite, și eu am câștigat ceva din discuția asta. Uh, am vorbit la terapie despre asta, l-am întrebat pe terapeut. I -am, el, 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 cumva nu știa de toată povestea, că na, e trebuie de... trebuia terapie, scuză. <laughs> <mea>. de, <laughs> mult am vrut să spun, mă bucur <laughs> să aflu Dar n-ai dat și tu 300 de lei acolo pentru prima ședință. <laughs> și am discutat despre asta. Deci 15 minute din terapie, deci uh, n-am vorbit foarte mult, dar cât să... Uh, Uh, să înțeleg câteva lucruri uh, Eu nu, nu știam că Femeile fac instinctiv un lucru poate, poate nu conștient, dar fac chestia asta Atunci când ies în oraș, de multe ori întreb pe nevastă mea De ce nu iese și ea mai des la șperisul cu prietenele Știi? Um, Ele instinctiv sunt atente Când pleacă, la ce oră se întorc um, Unde se duc, să fie lumină Să fie o zonă bună, să fie un restaurant bun și îmi spunea, mi-a spus, stai pe tu cum te duci la șpriț, când te întorci acasă, uneori nu te întorci pe jos, la 4 dimineața? Da, e activitatea mea preferată, când mă trezesc până ajung acasă. O femeie niciodată nu se fac asta. Și și zis, bă, bă, nu m-am la asta. La toate aceste extra, cum, cum să zic, noi avem un ram limitat cu toții aici la căpuți, da? Ele au încă un proces în plus în cap, zi de zi, pe păi, de asta vreau să vorbim e despre chestia adevăr, asta. mulți nu oameni nu-și dau seama, nu realizează că este o problemă și când apare una cum e Erica, îi sar în cap ei că ai de făcut că exagerezi, dă-te dracu. Știi? Deci asta este, asta este mentalitatea. Da, da. Și bine, societatea românească are probleme mari, mă, băi, societatea românească acceptă violul. Băi, amintește-ți de violul ăla în grup din Vaslui, mm -hmm. da, cu niște da, ani? Da, 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 Mă, când tot satul le-a luat apărarea da, lor că, că, că ce-au făcut, mă, da, și că băieții spuneam, ăștia? Da, da, spuneau că aia, Bă, aia, da, așa e. Noi suntem un popor de ciobani tâlhari, că ăsta e, Bosurică, ăsta e poporul român, da? Adică noi avem această, o avem că în că genă. majoritatea gălăgioasă nu, nu. suntem cu toți Dacă așa. dar spun că o avem în genă uite ui, și verii noștri italieni au Drangheta de pildă, una din cele patru mafii italiene care în momentul ăsta e cea mai puternică dintre ele, este o mafie de ciobani da? care și tâlhăresc își suplimentează veniturile din tâlhărie. Bă, și ei, ai noștri făceau la fel. Gândește-te că balada noastră populară, Miorița, <laughs> e cu niște băieți care se ocupau cu eritul și din când mai dădeau un cap la oameni ca să-și suplimenteze veniturile. Bune, bune, bune. Bă, în societățile astea, violul nu e ceva neobișnuit și noi că suntem băieți de oraș și trăim la oraș, așa, da, nu, ni se pare că Bă, dar la ăia în satul ăla Vaslui sau dacă te duci la dracu în vârful muntelui, bă, nu e ceva extra. Ai din domnul asta e ce să faci. Și aia, ce căuta Sub... și aia. Pă, ce căuta, mă, și zdreanța da, aia pe da, stradă. Da, știi? Sunt de acord. Bun. Uite, că eu te-am prezentat în intro, că tu n-ai fost de față la intro când l-am prezentat, încă îl prezint în viitor, să zic așa, o să-l filmez. Nu am fost de față peste două zile când da, o să-l da, dar, face... să dar te-am prezentat ca fiind un pasionat de istorie, un cunosor al istoriei și în special a românilor. Și vreau să te întreb care este cea mai amuzantă chestie din istoria românilor, din punctul tău de vedere? Sau o chestie amuzantă? Băi, sunt multe, e multe chestii, sunt multe chestii amuzante. Acum... Take your time. Uite, este... A fost o chestie mișto că ca... așa... Era un tip, un șpăgar, din galeria noastră da, a marilor șpăgare. Poate a fost un șpăgar Patriot, da, să-i spunem așa, Alexandru Bogdan, dacă nu mă înșel, cred că Alexandru Bogdan Pitești îl chema, da, ajunsese la supranumele de Alexandru Bogdan Ciupești. Că era omul, era foarte, foarte bun la da, pochupeala și în ce perioadă? la începutul secolului 90, 20, pardon. Okay. Și în timpul primului război mondial el, el fusese pe statul de plată al germanilor. Era germanofil împreună cu Slavici împreună cu Arghezii, știi? Da. Lua bani de la nemți, știi? Da, și păgarul nostru patriot a făcut și un lucru extraordinar când au venit bulgarii, că până noi ne-au urcat pe garduri nemții cu bulgarii în primul război mondial, când au venit bulgarii la București, au șutit arhiva Academiei Române. Okay. Da? Și norocul nostru a fost cu ăsta, cu Bogdan Ciupești, care i-a rugat pe nemți să ne recupereze și i-au prins până la Dunăre pe bulgari și a recuperat arhiva Academiei. Academiei, da. Ca okay. altfel ne-o au bulgarii și cine știe ce s-a legea de ea, Și după ce s-a războiul au găsit ai noștri în, uh, au găsit în casa unui german, au găsit listele cu ăștia pe care îi să sărănemții, ai ah, noștri. Ok. Uh, Slavici, Argezi și uh, Bogdan Ciupești. Ciupești. Și i au inflat, i-au băgat la Văcărești, pe toți la prânai, știi? Și dimineața la îi scoate la la Pagoara la, 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 la care o de dimineață și la comandantul să apucă să urle la ei, știi? Să-i facă cu uh, toate felurile și strigă la ei, face trădători, trădătorilor! Și ăsta face un pas în față... Domnul Ciupești? Ciu, domnul Ciupești face un pas în față foarte ofensat și ce mon colonel, eu sunt hoț! nu trădător. Bun. Da. Dintr-un din punct de vedere, na, a făcut și o faptă bună. A, a fărat, dar și făcut. A fărat, dar și făcut, da, 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 Corect, corect. Cum mai descrie istoria noastră ca țară? A fost nașii mei recent la, la podcast și a zis că noi suntem o nație de trădători și de lași. Așa de doar a fost. Băi, e greu, adică nu m-aș băga, n-aș merge până într-acolo, undeva cred că ne-am stricat pe parcurs, da, da... Nu, nu, e, e ciudat, în primul rând că am rămas un popor, da, vorbitor de latină, un ești singurul... În Estul Europei da. și am reușit să rezistăm aici a, între trei imperii. E adevărat că ăsta a fost și norocul nostru, că dacă nu erau trei, noi numai, ne înghițea unul dintre ele. Noroc că am fost zonă tampon între ele, că rușii, da. rușii ne-au ocupat de mai multe ori. Da. Rușii au vrut să ne-și face de nenumărate ori. Da, unul că mai veneau și otomanii, mai veneau și austrieci, e? Otomanii mai puțin, că otomanii am avut noroc cu ei cumva. Otomanii, otomanii s-au oprit la graniță, la Dunăre. Deci noi niciodată nu am fost pașa Da, noi teoretic, noi, tribut, atât. teoretic, noi, tribut, Teoretic noi n-am făcut parte din Imperiul Turcesc, deși pe hărțaprem ca țară turcească și în documente în documentele otomane noi apărăm, da ca pașalăc. Nu ca pașalăc. Pașalăc înseamnă să fi fost condus de un guvernator. Noi n-am fost da. niciodată conduși de un guvernator, ei nu aveau voie, nici nu aveau voie, noi eram în ceea ce se cam... noi nu eram eram în afara casei islamului, da. Mm -hmm. Uh, ei împart, uh, musulmanii împart în două, Casa Islamului, Casa Păcii și Casa Războiului, care e în afara okay. Islamului. Noi n-am fost niciodată în interiorul Casei Islamului, ei nu aveau voie să se stabilească aici, noi de aia avem de moschei. Ce? Noi nu mă, mult. În mă, dar Dobrogea, a, a, fost Dobrogea a făcut parte. A făcut parte. Da. nu era noastră. Dobrogea da. a făcut foarte puțin parte din... din Cum e din... și s-a arătat, asimedia, a simt acolo Da, da, deci noi am fost mai puțin de 100 de ani a făcut parte din Moldova, că de aici Basara... Basarabia, e ce de la Basarabi. Mm -hmm. Și Basarabia nu era Basarabia de astăzi, dintre Prut și Nistru, ci era numai sudul Basarabia. Aia era Basarabia inițială, pentru că fusese parte din țara românească, din posesiunile Basarabilor. Ah, ok. Și după aia au extins-o rușii de la... După aia s-a chemat Basarabia mică și restul Basarabia mare. Știi? Ok. Dar atunci, da... Dar ca, care e care motivul pentru care uh, s-au oprit la Dunăre? Iar aveam noi rădăcini prea puternice creștine, credeau că nu poate să ne islamizeze? Sau care e motivul pentru care nu ne-au... O nu, nu, nu au avut interesul. <gri> nu, nu au avut interesul, pentru că la nord era regatul Ungariei, da, care era dușmanul lor și trebuia o zonă tampon. tampon. <gri> nu ar fi fost ok pentru ei să aibă graniță direct cu... cu... Crezi că ăsta e și motivul pentru care eu și fac ce fac acum în Ucraina, că voiau să aibă Ucraina ca zonă tampon? Scuze că am făcut analogia asta dubioasă. De obicei, marile puteri vor o zonă tampon între ele și celelalte mai puteri? Cam așa s-au lucrurile? Păi Ucraina era o zonă tampon. Da. Nu, da. rușii vor să... Rușii au altă strategie. Ei apucă tot ce pot. Deci <coughs> da. ei întâi te fac zonă tampon, după aia te fac protectorat, după aia gubernie. Adică, într-un final, sfârșești gubernie. Nu o altă... Parte provincie, din... provincie. Ok. Interesant asta cu cum am fost noi tot timpul între cele trei mari puteri ale zonei noastre și totuși cum am reușit să ne descurcăm. Am plătit tribut acolo, am mai -a luat terenuri, am mai dat, mă rog, zone din țară și până la urmă, din câte am înțeles, Reginei Maria trebuie să-i mulțumim foarte mult pentru modul în care arată țara noastră acum. Că după primul război mondial a reușit să. Să da, negocieze. da, regine uh, Maria, dar și că Brătianu a negociat la Paris, bine, a negociat până când a trebuit să-l retragem, că îl dădea oia afară, <laughs> că nu te puteai înțelege că el era și un ușor nebun, dar uh, da, și reginei Maria. Am înțeles o chestie pe că povestei de Dobrogea. Am înțeles că inițial când am primit Dobrogea după primul război mondial, România era la modul, bă, ce ne facem cu zona asta? Că e despărțită de Dunăre, trebuie să facem acum un pod. Nu prea voiam zona aia țări. E adevărat sau e doar un mit de asta? Da, Dobrogea am primit-o în 1878 la congresul de la Berlin. Okay. A fost un schimb de teritorii, a trebuit să cedăm iar uh, rușilor Ba, Basarabia Mică, sudul Republicii Moldovei de astăzi și, în schimb, bă, am primit Dobrogea, care nu era românească, era cunoscută la noi ca țara turcească. Da. A, și care n-avea aproape deloc bă, române, nici români. A, ce noi a trebuit să o recoloniz, recolon, recolonizăm. N-am... Dobrogea n-a putut vota multă vreme când i-a lăsat să voteze, când, până când n-am pus românii în ea. Știi? Da, corect. Au fost corect. și schimburi de populație între noi și Imperiul Otoman. Ce implicații apar în momentul în care se întâmplă asta. Da, da, da. Dobrogea, practic, ne aparține din 1878. A fost... Ți-am spusese foarte puțină vreme la noi. Și după pierdut în primul război mondial din nou la bulgari, nu? Când, cum ai spus, da, în bine, bulgarii bu Da, bulgarii așa. au ocupat atunci, da. Ok. Interesant. Foarte, mi-ar plăcea să facem un podcast de 10 ore, pentru că sigur că ai avea chestii de, de povestit. Uite, uh, cu uh, uh, uite, de unde vine pasiunea asta ta pentru istorie? Că tu ești la bază jurnalist, nu? Inginer sunt la bază. Oh, Te-am da, 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 Băi, nu știu de unde. M-a mai trăit cineva chiar acum zilele astea. Nu știu de unde. Abar n mai. mi-a plăcut de mic, dar nu m-am dus până. abia încă ce în ultimii ani, știi. Am făcut aproape o obsesie, știi. Faci pe Facebook, mai faci live-urile astea în care ai istoria cum zici, istoria amuzantă sau cum îi spui tu? Da, mai, fac pe Facebook, mai fac, dar destul de rar, că acum fac mai mult ateliere, le fac pe Zoom, știi? Ah, ok, și am văzut ceva cu pierații la un moment dat și alea sunt pe Zoom? Da, da, da. da. Ah, că am crezut că se întâmplă ceva cu la un, bar, ceva, că e și cu rom și cu nu știu ce. Nu, 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 nu. Pozum, pozum. Pe Zoom, e mișto, că pe, Zoom, pe Facebook, bun, e ok că ai un public foarte larg, știi, da, pe lângă faptul că nici nu câștigi nimic din da. aia, pe Facebook nici n-am mijloace tehnice, să pun hărți, să pun filmulețe, că Facebook-ul știi cum e, dacă nu faci din aplicația Facebook și în aplicația Facebook nu poți, n-ai niciun feature din ăsta. Uh, dacă faci, uh, poți să faci live pe Facebook și din diverse programe, dar -ai, nu, nu te mai vede nimeni. A, te, te penalizează algoritmul, nu? Oh, da? uh, dar nu că te penalizează, te, te omoară. Păi eu când m-am apucat să fac live-urile astea pe Facebook, M-am dus și mi-am cumpărat o cameră, o cameră foarte bună, de-alea de, că am întrebat și eu pe niște oameni care să pricep, da, zic, băi, da. ce, cred că pe negre l am întrebat, da, 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 Și e... mi-a zis, uite, asta, asta folosesc fetele de la videochat, mi-am luat o cameră de-aia, de fete de videochat, știi? După aia mi-am cumpărat un program, știu că ești pălan, dar vreo 100 de euro, un program care m-a lăsat să pun burtiere, da, să da, pun da, și... Da, 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 da. Și, zic, mamă, ce profi o să fie acum, mișto de tot. Anunț eu live pe Facebook și încep. Băi, și când mă uitam acolo aveam Treu 15 ori. 20 online și zic, că de, de regulă am 102 3 da. 4 în funcție de subiect. De, subiect sau și de cine mă mai șeruiește, știi, m da, da, da. mă șeruiește sunt 600, știi, da. sau Godina, acum, nu o să s-a terminat. Uh, și mă uitam și zic, bă, ce dracu are? Și am dus-o așa, de dai seama că dacă ai 20 de oameni online, nu poți să închizi. să te lași. Dați vine să te lași, înțeles, da, să nu înțeleg, să stai poți. venele. Și după aia sunt pe ăsta, zic, bă, zic, uite ce am, bă. A, ah, păi zice, da, mă, că te penalizează Facebook-ul, nu? Păi zic, bine, mă, că am dat-o groază de bani și pe cameră și pe program și pe ăla și la urmă tot cu telefonul mă filmez, că ai. trebuie să o faci direct în păi aplicația pe, pe Twitch, pe YouTube, pe de-astea, sigur, sigur pe, Adică, mai ales că subiectele tale sunt foarte interesante. Uh, uite, am o întrebare. Care este conducătorul tău român preferat? Există vreunul în istoria noastră care zice, bă, uite, Ștefan cel Mare e... E cel mai mare român din toate timpurile Care motivul? Păi e motivul. Pe cel mai din... de succes, așa. După Ilie Năstase, <laughs> normal. <laughs> da. Din punct de vedere al eșecurilor duse și al victorilor obținute sau uh... Da, băi, nici băiatul ăsta cu o armată de de băieți din, de la sat, așa. De... Ba, a și... Imperiul Otoman regatul în care regatul Polonia, adică i-a urcat pe garduri pe toți. Nu era chiar ultimul fraier, știi? E că adică n-a mai fost nimeni care să aibă succesul lui în istoria României. Și care e motivul pentru care crezi că ai reușit lucrurile astea? E, motivele sunt multe. În primul rând că încă se mai lupta, se mai putea lupta cu furci și cu topoare. Sigur, avea tunuri, că deja tunurile erau importante, dar încă se lupta fără... Corp, da, corp. Puteai să lupți cu țărani înarmați cu uh, arme rudimentare. O uh, sută de ani mai încolo, deja se lupta cu muschete, trebuiau ba bani, să lupta cu mercenari, nu mai mergea. În momentul la... N-ai mai putut. Deci, el încă putea să facă asta. În al doilea rând, avea mulți bani. Pentru că la începutul domniei a luat Chilia și Cetatea Albă, care erau porturile uh, la Marea Neagră și uh, treceau rutele comerciale de, dintre Baltica și Marea Neagră, treceau pe Moldova și încasau mulți bani în taxe. În momentul în care, uh, nu mai țin minte exact, dar în anii 1480 a pierdut Chilia Cetatea Albă i uh, a luat, uh, cred că Bayazid al doilea era, dacă nu mă înșel dacă murise după ce a murit Mehmet uh, al doilea uh, a pierdut cetățile astea a pierdut banii, de acolo încolo s-a tenat din momentul în care ai pierdut banii, rutele comerciale au deviat că nu mai dețineai tu da. nu mai dețineai uh, porturile și din momentul ăla s-a tenat și de acolo încolo a început și lupta cu mercenari, știi, și unde aveai nevoie de armament. Da, dacă și la vedere. Financiar... Deci de aici încolo nu s-a mai... putut. a fost secolul nostru Daur. Atunci au fost și Mircea cel Bătrân și, mă rog, nu să zici că într-un secol au fost toți Mircea cel Bătrân și Vlațepeș, da, ăla a fost. După aia n-am mai avut nicio șansă. De, de altfel, după aia noi n-am mai contat militar. Că noi, noi culmea că am ținut piept Imperiului Otoman în perioada lui maximă, dacă la 1400, secolul, sfârșitul secolului 15, au mai, fost, au mai avut încă o jumătate de secol, dar extraordinar, până la domnia lui Solima Magnificu, după care a, a, Imperiul Otoman a luat-o la vale. Da, okay. A devenit Imperiul Bolnav al Europei, așa ce se zicea? Da, 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 da B omul Bolnav al Europei, dar asta mai târziu un pic, a avut totuși o cădere lentă, dar culmea că noi am ținut piept în perioada lui de, de glorie, glorie, da. glorie, da, și după aia n-am mai fost în stare să mai punem niciun fel de rezistență, aia că noi n-am mai contat după aia. Anul ăsta avem, avem alegeri importante. Avem, avem parlament, mă rog, europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare la finalul anului. Deci e forță. Jale și Um, Cine crezi că câștigă? Bă, nu nu fac nicio iluzie. Adică jocurile sunt făcute. Ăștia au bătut palma. De când au bătut palma PSD-ul cu PNL-ul, jocurile le-au făcut au tot de televiziunile în mâinile lor cu mizeria aia de bani, da, pe care guvernamental, care se dau către presă, pe care eu nu înțeleg cum idioții ăștia de la USR n-au reușit cumva să-i blocheze în Parlamentul Europei undeva să facă treaba asta, pentru că eu cumpărat presa din România și în momentul ăla s-a terminat. Dar de unde a apărut acest fond pentru presă? Bă, de la, Dar știi de la cine a apărut? De la fanul meu, și că Orban. Când era el premier, da, când a apărut, când a fost pandemie, uh, le-a dat banii să-i ajute, vezi, doamne, ajutor guvernamental pentru presă să nu moară atunci în pandemie. Ei, și odată ce au început să dea banii ăștia și au văzut că ce frumos să-i dai banii ăștia și după aia te duci sunt la prieteni. televizor când vrei tu și ăia sunt prietenoși, nici restul nu s-a mai renunțat la chestia asta, ba mai mult au început să dea și mai mulți bani. Și ei, practic cumpără partidele astea, PSD-ul și PNL-ul, au cumpărat presa da, cu bani publici. Asta e o problemă foarte mare pentru democrația din România. Și îți dau un exemplu, alegerile locale. Bă, păi Nicușor Dan mai prinde știre la antenă sau la realitatea sau dacă moare atât. Deci nu o mai vei cu el decât dacă moare atunci va fi știre. Altfel s-a tenat. Gă, dar să zic că nu mai e cum. Plus că au avut foarte mare grijă. Bine, pe lângă faptul că ei au noroc cu usr care sunt partid de imbecili da? și care nu reușește, ei nu vor mai crește mai, mai mult de 12% da. da, nu? Lor le convine că au pe unii care blochează toată zona asta, pentru că, păi, sunt 12%, iar alții ca mine nici nu mai votează, că eu nu, eu nu mai votez ca să-l trimit pe Ghinea în Parlament, nu, mersi mm -hmm. Adică, nu... Știi, că nu, nu sunt nu capabil de nimic, că adică oamenii ăștia înțeleg democrația exact la fel de mult cât o înțeleg și ea de la PSD sau de la PNL. Da? Acel barna care nu s-a mai dă plecat da? oamenii ăștia care au blocat partidul, i-au dat pe toți să facă. Mă gândește-te că USR-ul e singurul partid, cred că din istorie, în care președintele și-a dat scârbit demisia, da? Mă, cioloși! Nu și-a dat scârbit demisia din acest partid, Că el fiind președinte, a zis, Bă, eu n-am ce să fac în partidul ăsta. Înțelegi? Da, deci și atunci ăștia, PSD-ul și PNL-ul, iau pe ăștia pentru ei, forță, da, ca USR ul care blochează 13% și nu poate să sară mai sus, îi au pauri care am senzația că tot de securiști i-i creat, știi, care uh, adună 15-20% da, să dănă, da? Dar da, nu pot să face. Nu pot face. A, Și nu se pot alia. ăștia nu se pot alia. Deci în momentul și ăștia stau... care au celălalt nu cel mai mare 30 cu 25 și ei sunt o să aibă majoritate. Exact. Da? USL -ul. Deci nu se mai poate face nimic al asta. Singura speranță, dacă există o speranță undeva, e la prezidențiale. Credeam că zici. <laughs> <laughs> e la prezidențiale, Că acolo acolo unde la prezidențiale e posibil. Dacă apare nu știu cine... Să fie a... contra USL-ului și să câștige pe zona asta. Să câștige dar, cumva... Dar, 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 de... dar în Parlament o să. și dacă vine o mâine președinte, pe n-am cum să-i blochez. Că ăștia vor avea majoritate. O putere, da, o putere decizională. Dar uite, asta vreau să întreb. Am înțeles că de la Or urmează candideze Dan Poric? Așa-l mi-e că, e că ăsta acum, va fi turul doi. Cred că pe și asta, pe asta mizează băieții usl Că va fi un tur 2 între un populist dăsta și, și voi câștiga cu prima oară când vor câștiga PSD-ul alegerile, că sigur ei vor da candidatul da, dintre ei și așa, prima oară și va câștiga exact cum a câștigat când au câștigat ultima oară. Iliescu versus Vadim. Fix același probabil, mecanism. Probabil, probabil. Dar acolo mai poate apărea totuși surpriza să vină unul nu știu cine, din USR. de la noi, de la progresiști de, nu știu dacă de la USR că USR-ul sunt suficient de bătuți în cap încât să meargă tot cu unul de ăsta de-al lor, cu drulă sau cu nu știu, știi și cine ar putea să mai fie de la progresiști? De un exemplu. Nu știu, Ce am... alt al partid mai Adică Au făcut ăștia forța dreptei care oricum mi se pare suspectarul de tot USR-ul cu PMP-ul și cu... C am înțeles că în toată combinația asta acum sunt și băieții din UNPR, adică o Opera și ea sau fac eu o confuzie? Mm, nu cred. Că știu că mm. erau unii din UNPR care au plecat la PMP. Și e posibil. Și acum vor fi, adică fix cu cine ne băteam noi până, știi, cu legile justiției și toate manevrele alea, ajunge acum să să pui ștampila de vot pe... Nu, e ce... Asta, aici voiam să ajung, eu chiar, e prima oară la alegeri, când chiar nu știu pe cine să votez. usr m-a dezamăgit crunt, uh, este ceva ce nu aș vota vreodată, conștient, nici măcar dacă am avea de, de ales între USL și, nu știu, Putin, <laughs> ceva de genul. Deci, pur și simplu, sunt primele alegeri în care sunt dezgustat că nu sunt reprezentat pe buletinele de vot, știi? Și cred că asta ai spus și tu mai devreme. Fix asta fix ai asta, zis tu. Deci zici că au n-are -are, -are nicio șansă să ajungă să pună mâna pe o bucată să de putere să, să, să tragă e țara într-o direcție periculoasă e pentru e noi? Sunt niște păcălici, cum era partidul poporului Dan Diaconescu. Mm -hmm. Sunt niște păcălici, îi vor ține acolo până când... Na. Că nu o să mai aibă nevoie de ei, s-ar putea să aflăm și de Simion că a făcut ceva nasol, <laughs> nu înțelegi? Deci... <laughs> da, 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 pare, da. pare par genul de mecanism al... Și pare și genul de umb. care a făcut ceva nasol. Da da da. <laughs> da, 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 Auză, uite, ce crezi tu că s-a întâmplat cu Claus Iohannis de s-a transformat dintr-o speranță că eu, eu, poate tu nu l-ai văzut așa, dar eu în inocența mea l-am văzut ca fiind o speranță în cum mi se zice acum, într-un ficus, ca așa îi spune lumea. Păi, acum nu vreau să o fac pe deșteptul, că tot să o fac pe deșteptul, pe deștepții post coitum, da? Dar, bă, eu n-am avut nicio iluzie în ce-l privește, pentru că băiatul ăsta pusese mâna pe casa aia din Sibiu asta, se știa înainte să candideze el la prezidențiale, prima dată, da? Pusese da, mâna da. pe casa aia, da? Uh, am, urmărisem în presă tot ce s-a scris, da? Casa aia fusese uh, revendicată cu niște acte false, acte uh, desfințate în instanță, da? Instanța a spus că sunt false, da? În momentul în care Iohannis uh, a zis eu n-am știut. Da? Știi, că, știi cum a fost? A tu te-ai dus și ai revendicat casa aia, da? da? Și după aia eu am cumpărat de la tine o bucată din casa aia ce-i ai cumpărat să da. Iohannis, da? Instanța a venit și a spus că tu ai câștigat-o pe nedrept cu un act fals. Da? Eu, ori eu, dacă eu sunt cumpărător de bună credință și eu am cumpărat de la tine și instanța a zis că e fals actul cu care te-ai dus tu, eu nu, dacă sunt de bună credință, primul lucru pe care îl fac mă îndrept împotriva ta. Zic, bă, hoțule, știi, dar Iohannis n-a făcut asta. El s-a dus împreună cu hoțul în solidar, împotriva statului român în instanță, ca nu să blocheze. Dar bineînțeles, asta. păi de-aia a luat el el în timpul ăla, 10 ani sau cât, a luat chiria pe spațiul ăla, știi, de la bancă. Aia banii pe care nu i-a dat nici astăzi înapoi. Înțelegi? Adică, și adică, s -a, s -a, s -a... Asta se știau când a candidat El prima dată se știau Și adică... decizia cum e? definitivă că uh, trebuie să dea bani înapoi? Sau da Așa da. Ah, da. nici până astăzi nu -a dat Președintele României da, nu un a dat dosar contra statului ban... român Care statul da, 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 român a decis că îl trebuie da. să dea banii El n-a dat banii înapoi? Nu Nu. nu. Și nici nu, nici nu răspunde Administrația prezidențială nu răspunde la această întrebare niciodată, pentru că ăsta este un nesimțit, bă, l-am detestat pe Bosescu din rărung, m-am dus pe jos din ca să votez atunci la suspendare, bă, mi s-a stricat pe jos, să râs, dar Prin... mi s-a stricat de trei ori, știi că eu fac mișto de pe jos la meu, dar el sărac, un 20 de ani s-a stricat doar de trei ori. Atunci a fost una din alea trei dăți. Bă, m-am dus pe jos din Berceni, până unde aveam eu buletinul în drumul taberei ca să votez la suspendarea lui. Băi, și acum îl regret pe lângă ăsta. Băi, era un băiat extraordinar Pui, știu, să bă, mori. Deci, Ponta vină cu aca, am glumit cu muia aia, știi? Fix așa e ajuns să zici, bă, poate că Ponta -i -a -i -a. Dacă ajungi să te gândești la cum, pe rău mai mic, știi? Da. Dar ca să revenim, nu, eu n-am avut, nu mi-am făcut iluzii cu ăsta, știu că e un gunoi de la bun început. Bă, de la acea problemă cu casa. Adică tu cum poți să spui că ești un cumpărător de bună credință? Poți să înțeleg, da? Poți Dom'le, n-a știut, a cumpărat de bună credință. Bă, când instanța i-a spus, a desfințat actul ăla și a zis, bă, este cumpărată cu un act fals, păi eu dacă sunt cumpărător de bună credință, mă întorc împotriva ta. Dăm banii înapoi, Iați da. Da. Ia bucata de casă și dăm banii înapoi, hoțomanule Știi, băi, bă, Julius, fată, stau așa și mă gândesc. Ori e o mare conspirație, sau sunt șanse foarte mari să fie așa, ori e o problemă pe care am putea să o rezolvăm, că noi nu avem o soluție politică, noi nu avem oameni în politică uh, care să ne ofere speranță. Și să zicem, da, hai să facem schimbare. Eu cred că e un sistem astfel gândit să nu ai de ales niciodată decât dintre răul mai mare, răul mai mic, care după aia îți dai seama că de fapt sunt la fel de, de rele ambele părți. Da? Pur și simplu, nu a, sistemul nu ne oferă și nu o rază de lumină. Eu asta am scăzut în USR Nu ne oferă și noi niște oameni competenți Să zici, hai mă să facem o schimbare În țara asta Cred că toți care ajung în politică sunt atât de mânjiți Încât sunt la mână, ținuți De, de securi sau de cineva da? Sunt ținuți de coaie Ca uh, să facă Doar, să joace Doar la inter pentru interesele celor Care țin de, știi Și noi, la final, avem Iluzia votului Adică eu mă duc la vot, votez și cred că am ales bine și că se vor întâmpla lucruri, și de fapt nu se întâmplă lucruri. Pentru că nu văd o rază de lumină în toate. Și bă, e anul 2024. Înțeleg anii 2000, da? Am crezut că din 2010 încoace încep să mai schimbe lucrurile, știi? Dar suntem în 2024 și nu avem în continuare o, mă, o fărâmă de, de, de speranță. Bă. de ce? Care crezi că motivul? De ce suntem un punct ăsta, frate? Băi, eu am votat, da, cu Convenția Democrată. Da, sunt mai bătrân ca tine. 96. Tu. Da, am votat cu Convenția Democrată. Da? Aia erau infiltrați de securiști, dar noi nu aveam de unde să știm. Deci am fost nevinovat. Da? După aia am votat cu Alianța Da, cu Băse, da, în 2004. Și ei erau niște securiști, dar la fel. Noi nu prea aveam de un să știm, adică speram că nu-s. după aia am votat cu SRU. Aici e o problemă, e prima dată când ăștia nu mai sunt securiști. Dar Ei se sunt proști că... pe o persoană fizică, băi! De ce? Erau măcar, erau niște partide, da, care păreau ok, infiltrate de securiști. Da. Le-au distrus securiștii din interior. Bă, partidul... Când îl -ai, ai pe ghinea acolo, de nici nu mai trebuie să mai faci securiști înăuntru <laughs> să-l distrugi, că să-l distrug singuri, da? Cu ghinea și cu barna. Bă, repet, oameni care nu înțeleg democrația. Bă, ai pierdut, pleci acasă, da? Ei stau acolo. De, da. Repet, eu nu o să-i mai votez, adică eu nu vreau să-l vot. Sunt oameni foarte mișto din USR care au plecat pentru din același motiv. Da, și eu, eu am plecat, n-am fost membru de partid, eu am plecat ca legător, am plecat și eu, la revedere, am plecat acasă. Dacă rămâneți da. voi între voi atunci. Da. Știi? Da. În concluzie, nu avem nicio șansă, nu? -avem Eu nu speranță. cred, nu ăsta n-avem. Țineți, singura mea speranță, cum voi, să apară de undeva unul uh, la prezidențiale și să câștige cum am mai tot câștigat împotriva PSD-ului, dar... Nu știu cine îl susține, cine l-ar putea susține. Reperul e un partid ok și dar e prea alu mic Cioloși? alu' Cioloș. Dar e prea mic, mă, nu există. Iar Cioloș ăla, zici că să luagă consilierii de el din când în când să mai iasă la televizor, că parcă nu vrea, știi? Sau adică... poate nu nu lasă, poate nu ai unde. Apropo de ce povestei tu mai devreme că... Nu, e și greu de tras de el, că îl știu pe consilierul lui, deci tragi de el... Okay. Deci nu e om, e ciudățel, așa, știi? Și nu... N-ai... Da. Bine. A, ne am lămurit cu politica, ne am lămurit că nu suntem, că n avem gărie, că... ne am lămurit că nu putem fi lămuriți. Uh, hai să mergem într-o zonă mai, uh mai interesantă. Care e perioada ta preferată din istoria lumii și de ce? Mă rog, preferat. Am oh, o slăbiciune pentru, în primul rând, pentru Grecia Antică, fiindcă Grecia au inventat democrația, filozofia, teatru, că tot ce există bun pe lumea asta e inventat de greci. Da? Uh, și nu, nu mă refer aici și la pederastrie <laughs> da. uh, uh, și romantică. Astea, asta e perioada mea preferată. De ce? Dar -a, -a adică rog, bă, ești, ești atât de asta că de acolo, acolo s-a fost plantată sămânța evoluției, să zic așa? Da, mă, totuși societatea tot Societatea noastră occidentală și are bazele în Grecia. Grecia antică și, mă rog, și Roma, care a preluat și a dus mai departe ceea ce au făcut grecii, știi? Toată cultura noastră este greco-romană. Și imperiul tău preferat dintre toate imperiile lumii, foste ah. și actuale? Bă, eu pot să zic că am un imperiu preferat, că imperiile până excelență nu sunt ceva bun. bun. Deși, mă rog, și ele au ceva bun, că toate imperiile, bă, s-a prosperat. Să știi că dacă gândim, noi, mă rog, am fost învățați cumva să gândim în termenii ăștia că imperiul e rău, ne cucerește oameni buni, și, dar de fapt imperiile... Marile imperii au adus pacea și prosperitatea. În... Și-au uniformizat nivelul da. de trai, să zic așa. În secolul I, în secolul II, de pildă, secolul Daur al Imperiului Roman, s-a trăit foarte bine. Da, în... Era să fie în interiorul uh, granițelor Imperiului Roman, era o mare jumecherie. Pentru că aduceau stabilitate militară și... Pace, 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 și pace și comerț, pentru da. că nu mai aveai uh, bariere comerciale, dar Imperiul roman era imens și tu nu aveai taxe vamale, da. știi. Da. da, bănuiesc că existau abuzuri ca în orice imperiu, nu? Adică existau abuzuri, erau oameni care erau, uite, na, da, dai exemplu, Roman, erau uh, uh, sclavi, erau uh, gladiatori care erau sclavi puse să se omoare între ei, erau, uh, aveau aceste componente negre, da? Păi dar stai puțin, noi... da, dar asta era societatea, niciunde în lume pe vremea aia nu era mai bine, adică... Da. Aici erai măcar într-un cadru organizat. Știi care-ți e soarta, nu? Era, nu te tic. așteptai că vin barbarii peste tine și te măcelarezi și că... Păi asta era marea realizare, da? Securitate. Că, securitatea. Gândește-te că atunci să prinzi 20 de ani de pace era ceva extraordinar de rar, știi? am prins în... noi 100 de ani acum în Europa și am fost uite și tu unde suntem, mai? zice ce voi? Nu prindeai... Nu exista o generație care să nu prindă război, știi? Și dintre imperiile actuale, să zic așa, e ceva ce, ce ți se pare că funcționează? Mă refer, America, până la urmă, e un imperiu. China e un imperiu. Uh, e un imperiu actual care, uh, să zic așa, e, o, e, o, e un centru de evoluție. Zici, mă, uite, asta e o rețetă care ar putea funcționa. Adică e un stat, în momentul de față, în lumea asta, despre care poți să zici, bă, uite, modul în care funcționează lucrurile în țară respectivă, um, ar fi bine dacă ar ajunge și ar fi globalizate, ar, fi, ar ajunge pe masa tuturor cetățenilor lumii? Băi, nu. Acum, noi tot ne raportăm la democrația din Grecia antică. Democrația în Grecia antică erau câteva mii de cetățeni. În Atena, nu mai țin minte, erau cred că 20 de mii erau cu toții, dar să și știau între ei, înțelegi? Era mult mai ușor, dar să ei se întâlneau, da, în agora și puteau discuta problemele și să le rezolve, știi? Adică era mult mai simplu. Ok, deci până să ce s-a mărit la, populația... Cu cât uh, e mai mare, da, cu e mai greu de mulțumit toată lumea. De nu poți să mulțumești consens. pe toată lumea, trebuie să ajungi doar la niște compromisuri. Aia e tot ce poți să faci, știi? Înțelegi, la un compromis între diferite poturi ale societății. Nu ai poți mulțumi pe toată lumea, știi? Nici problemele acolo erau mai ușor de rezolvat toată lumea avea habar despre problema care se dezbotea. Acum sunt probleme despre noi, lumea de pe stradă, habar nu are. Tu nu vezi că lumea nu știe că femeile sunt pipăite în autobuz, ce mai zic de și lucruri, Așa. că ea, trebuie, te duci într-un sat și spui, uite, ce a zis domnul Cioloș și el a la tine și el nu a în viață, pentru că nu există problemele alea, înțelegi, da. pe care le-a discutat domnul Cioloș în Parlamentul European. Da, corect, înțelegi? corect, așa este, așa este. E bun asta cu ordinul de mărime, uite, la asta nu m-am gândit până acum. Ba, asta e motivul pentru care a funcționat atât de bine da, democrația în Atena sau în deci, grecești. Cu alte cuvinte, în momentul de față nu există o țară, un sistem care zici că ar putea fi noua Grecie, să zic așa, noua, noua Grecie, adică nu, nu e nimeni care impune un sistem sau o țară care crezi că... Atâtea... Ele se schimbă, mă, și sistemele astea se schimbă, adică nu și multe... Eu aveam acum câteva zile cu o prietenă care e cetățean francez, în Franța, mă rog, e româncă de noastră, dar stă în Franța, da, și aveam o discuție despre uh, legile privind uh, chiriașii și proprietarii, știi, și astea din România, care, mă rog, în care proprietarul poate face ce vrea, și alea din Franța care parcă la pol opus în care e aproape imposibil să-l mai scoți pe chiriaș din casa ta. Însă... Aia, dacă mai ții tu mintea cu câțiva ani, fusese niște unii britanici, au plecat o familie în vacanță și când s-au întors s-au găsit casa ocupată de niște dai noștri, te înțelegi abuziv. Și nu poți să-i scoți. Nu poți să-i scoți. Că dacă te duci peste ei să le dai în cap, te duci tu la până ei, din casa ta, ca și legea. Pe păi și poliția nu poate să intervină, să-i scoată, că nu, e pe ta, ta nu. E tăi. foarte dubios, de trebuie să te duci în instanță, e o chestie care poate dura, băi, -s. Vorbeai de sisteme. Iată, două sisteme. Dar care e bun dintre ele? Da. Niciunul. Cam îndoc, asta vorbeam cu ea. Știi că ea era, zice, bă, dar la noi iată că chiriașii poate să facă orice și uite ce abuzuri fac și în povestea niște cazuri reale de abuzuri făcute de chiriași. Ori la noi e invers. Sunt abuzuri făcute de proprietari. Știi? Și zic, bă, da, da, știi că, până la urmă, dacă lumea ar sta, dacă am fi cât să am fi în Grecia Antică, ne-am strânge toți acolo, da, sub la poalele Acropolului, acolo în Agora, <laughs> și am discutat și am zis, bă, cum ar fi mai bine? Și am bă, ajunge bă. la o concluzie, pe când așa, la noi, n-ai cum să ajungi la o concluzie, că ăia vor într-un fel, ăia vor într-un fel, până la urmă votează majoritatea și va fi o dictatură a majorității. Majoritatea Bun, asta, Știi, va impune majoritatea și atenție, majoritatea dintr-un anumit punct, dar peste patru ani poate să vină altă majoritate și se schimbă iară legile. Mie asta mi se pare cea mai ciudată chestie, că uh, nu există o stabilitate din punct de vedere al guvernului. Uh, ai doi ani în guvern, după se schimbă, ai un an uh, ceva intermediar, pa mai vine ceva mai să doi ani, adică nu ai pe cineva care să conducă, nu știu, o perioadă mai lungă de timp. Uh, Pai, pe cineva care cu nici o perioadă mai lungă de timp te vorbi de dictator. Adică și nu și la noi e o problemă. Bine. Adică e, e atât de complicat că... Dar în politici nu ai ce pe să lung. Politici ce să pe termen lung. Mai ales că România nici nu e o țară cu o democrație consolidată. Că bun, în vest, mai ales în Europa, dar în țările occident... europei occidentale, sunt politici pe termen lung care contează mai puțin dacă se schimbă sau nu guvernul. Bă, direcția e exact. ținută, păcând la noi gândește numai câte reforme au fost făcute în căcatul ăla de Minister al Învățământului, da. Da? când fiecare cum a venit i s-a părut că el a pus coada la prună și a zis stai că facem acum așa, știi, și la sfârșit asta e educația pe care o știi. Și pe care o vedem astăzi, știi? Așa că este. au distrus, uh, pentru că noi nu am avut o direcție, nu avem o politică pe termen lung. Crezi că este uh, conspirație sau uh, incompetență? Adică un popor bolnav și needucat, da? nu avem sănătate, nu avem educație, este un popor mai ușor de uh, condus. Nu, nu, nu. nu eu nu, nu cred în conspirație, nu. Pur și simplu. Uh, și nici măcar prostie, pur și simplu nu există interes. Adică, da, unii care vin, stau 2 ani sau 4 ani la. să zic că stau 4 ani la putere, ei își fac treaba lor acolo repede. Nu există niciun interes uh, pe termen mai lung. Adică, bă, uite, eu vin acum la ministerul ăsta și vreau să fac o chestie pe 10 ani cu rezultate peste 10 ani. Păi el îl interesează rezultatele în 4 ani să mai poată câștiga o dată da. alegerile. În niciun caz nu îl interesează să facă o chestie și apoi să vină altul. Bă, uite, îți dau exemplu cu podul de la Brăila, da? Uh -huh. Podul de la Brăila demarat de neamiai, de tudose. Da. da? Înțelegi? Deci, bă, s-a chinuit omul. da? Bă, după care, s-a inaugurat, nu mai era el la putere când s-a inaugurat. Bă, ce a fost pe podul ăla, inclusiv Iohannis, deci acest jec pe care nu l-a interesat niciodată de nimeni și din nimic, a venit și țin minte poza cu el, la ogolită aia podul, era numai el pe pod. El, care n-a avut nicio legătură. Toată lumea își revendica, Grindeanu, băia de la Consiliul Județean, da, toată lumea a fost pe podul ăla, ziceai că e podul tuturor, știi? Da. Uh, dar ăla s-a făcut totuși, pentru că era interesul acelor două orașe, știi, să existe acel pod, știi? Da. Dar uh, cele mai multe proiecte nu se fac pe termen lung, că, repede, nu interesează dacă, unde s -a alea șapte spitale regionale sau câte erau ale PSD-ului. Bă, nimic ce nu se poate face în 2 ani, 3, cât să iei la guvernare, să ia și comisioanele, să ia și șpăgile și să ia și profitul electoral, știi, politic, din chestia asta. Nimic, în rest nimic. Nu poți să bă, au făcut o chestie și se va vedea peste Șase ani, când o să fie altul la guvernare și al dracu o să, să da. bată la cu dar am piept că a făcut el. Asta e, asta e într-adevăr o problemă. Da. Că nu există continuitate. Nu există o, o strategie pe termen lung pentru că fiecare își vede doar de pătrățica lui acum. În an, doi ani ani. Horror. Ai un conducător preferat din toată istoria lumii? De, nu m-am gândit așa dacă am un conducător, adică te refer la unul care a și pă, pă, care a dus, prost, care a dus el prosperitate sau... Da, sau pur și simplu prin stilul lui manager, el, să zic așa, sau de uh, războinic, nu știu. Uite, atunci îți pun altă întrebare. Dacă e putea să chem la un șpeț 5 personalități sau trei personalități în toată istoria. Marc Antoniu, dar nu știu dacă aș putea să beau, că m-ar băga sub masă în prima oră, cred că cu Marc Antoniu aș vrea la ea. E era mea preferată în istorie. Bă, că era un personaj foarte complex, un foarte mare general, era un tip generos. De, okay. Da, a avut și principii, a putut de două ori a putut să-l asasineze pe Octavian și a refuzat, da, și după aia Octavian i-a făcut felul într-un final, dar în același timp era bețiv, da, curvar, adică avea toate defectele astea, știi și a propodit Imperiul pentru Cleopatra. Deci a făcut... Bă, mie diverse... suna Băsescu ăsta, nu știu ce. Bă, era... A fost hoț, adică pe cât era el de generos și de... Așa, când a pus mâna pe partea orientală a Imperiului, acolo a furat și a delapidat și a pus biruri de... Pe cât era de popular la Roma, pe atât de impopular devenise e, în partea e... alaltă de Imperiu. Un tip foarte interesant, Marc Antoniu. Uite, apropo de anumite zone din lumea asta care sunt complexe, ce se întâmplă în Israel și Palestina? De ce e zona aia tot timpul în butoi cu pulbere? Ce se întâmplă acolo? De ce e situația asta de atâta timp? Adică am înțeles că e un stat artificial ca ea da? Că... Băi, Oamenii asta a venit să a, a, eu nu sunt de acord cu asta. Că... după multe mii de ani, da, dar nu mai sunt de acord. Și pe acolo, ce se întâmplă de fapt? Băi, nu sunt de acord că e un stat creat artificial, pentru că el este un stat creat artificial, la fel cum și Irakul e un stat artificial, și Iordania e un stat artificial, și Arabia Saudită e un stat artificial. Și absolut Bun. toate Bun. sunt niște state artificiale, toți au făcut parte din Imperiul Otoman. Da? Sute Și apoi de ani. colonizați de Sute britanici. de ani. Okay. Deci, stai un pic. Așa. Arabii au venit în secolul 7, da? Pe vremea, deci atunci imediat după ce a murit Muhammad. Uh, arabii au venit și au cucerit o parte din Imperiul Bizantin, da? Siria, uh, Bizantină, Egiptul, Ei da? au venit Palestina. În Arabia Saudită, în zona Arabia Saudite, unde au venit? Da, din peninsula Arabiei. Așa. Da. Și Imperiul Persan, cu Irakul, Mesopotamia, da, Irakul de da, astăzi. Bun, s-a arabizat, da, toată populația aia, care, îți dai seama, era creștină, era vorbitoare de greacă, de siriacă, da, aramaică, o formă rudimentară, da, de siriacă, de persană, știi? Și astea toate s-au arabizat, toate s-au islamizat și apoi s-au arabizat mai puțin, mai puțin Persia, care într-un final a rămas persană, da. După care au făcut parte din Imperiul Marea, Orientul Mijlociu de astăzi, da, exceptând Persia, care a fost safavidă, da, a făcut parte din Imperiul Otoman, unde nu existau iordanieni, da, irachieni, astea nu există. Toate astea sau sunt state create după dezmembrarea Imperiului Otoman. Da? Și din dezmembrarea Imperiului Otoman, acolo și-au împărțit după primul război mondial și-au împărțit uh, Franța și Marea Britanie și-au împărțit zona, da? Uh, Siria și Libanul au fost luate de către Franța și Palestina cu Transjordania și Irakul au fost luate de către uh, Marea Britanie, da? E, acolo au venit foarte mulți imigranți uh, Evrei, da, s-au stabilit și ei acolo și în timpul mandatului, că așa se chema mandatul britanic, britanic da, era colonie de fapt, da, așa o scau ei frumos, în timpul mandatului britanic erau trei comunități acolo importante. Erau arabii musulmani, erau evrei noi veniți și creștinii, creștini, care, mă rog, erau mai puțini, dar au fost întotdeauna în zona aia a Ierusalimului, da. Marea Britanie a propus în 37 împărțirea în două state prin planul Pil, da, în care uh, evreii primeau o porțiune de coastă în nord Haifa și Tel Aviv, da. Uh, 85% cred că din Palestina a Revenea arabilor și rămânea doar Ierusalimul sub control internațional, că acolo, da. mă rog, e o problemă. Și arabii nu au vrut. Arabii au respins, după arabii au respins toate planurile de împărțire în două state, deși teritorial ar fi avut mult de câștigat. Arabii au vrut tot. Înțelegi? Și în 48, când au plecat britanicii, că britanicii s-au retras, în 47 au anunțat, și-au dat seama că nu mai țin situația sub control și au anunțat că se retrag. Știi? În 47, în toamnă, ONU, a fost o rezoluție ONU, care la fel a adoptat Harta respectivă? Nu, a vrut ONU nu poate înființa state. Uh -huh. ONU poate doar recomanda. Știi? Da. Recomandarea ONU a fost să se împartă în două state știi, uh, arabii din nou n-au vrut, ăștia au plecat în primăvară în 48 britanici și în secunda 2 uh, evrei care își pregătiseră, sau pregătit în timp, au declarat statul Israel, da? Ăștia, alați de proști ce sunt, ei au așteptat să vină frații lor arabi, că într-adevăr a început războiul, că toate statele arabe din jur au invadat da. Uh, Palestina. Adică știi? Iordania, Caz... Egiptul și din. Uh, Siria, Siria, Libanul, da, da. Iordania, Irakul uh -huh. și Egiptul. Știi? Deci okay. toate statele din jur, uh, cred că șase au fost, nu știu dacă le-am spus toate, uh, au atacat, uh, da. Și au pierdut războiul. L-a câștigat Israelul. Întrebarea mea e cum au reușit asta? Că, uh, am citit despre asta, m-am informat și mi se pare fascinant cum au ținut piept războaielor și cum a zis, la un moment și-a luat peninsula Sinai mai încolo, da, Din, în lupta cu, războiul cu Egiptul, cum au reușit ei să se organizeze atât de bine și să țină piept că până la urmă, a... Pentru că în primul rând că arabii nu arabii au luptat organizat. Deci fiecare dintre armatele arabe era mai atentă la celelalte ca nu cumva să ocupe mai mult teritoriu decât ele decât la Scopul evrei. Final. Da, asta. Wow. una, doi, evrei, într-adevăr, se pregătiseră, adică... Ei au avut antrenament de, primit de la britanici, nu? Sau Nu, că ei cu britanicii s-au înțeles prostii. Britanicii s-au retras de acolo din cauza faptului că aveau loc atentate și ale evreilor și ale arabilor în același timp. Mm -hmm. Deci erau... Uh, erau văzuți da, da, da. da. o okay. uh, putere ocupantă de către amândouă taberele dar ei și-au antrenat o forță militară da, uh, care a format ulterior baza armatei israeliene de astăzi a IDF-ului uh, încă de la începutul secolului Știi? au avut niște miliții Mm -hmm. Care păzeau chibuțurile da. din deșert, da? și milițiile astea s-au antrenat, s-au înarmat, au devenit forțe armate care, într-un final, au reușit să-i învingă pe frairea în 48. Știi? Și după ce i-au înfrânt pe, pe arabi, da? statele, au înfânt statele arabe, ei au, evident că au luat mai mult din teritoriul în momentul ăsta. Da, este. păi de, știi de extins? ce? Uh, uh, ONU, oh, mă rog, britanicii și americanii, să spunem, că, da, când s-au retras britanicii în 48, ei s-au retras lăsându-i să se troznească între ei, că știau hmm. că nu au altă soluție și au zis, băi, lăsăm să se bată între ei și la sfârșit, când sunt ambele tabere epuizate, Venim noi și. Venim noi și organizăm că vor fi mai dispuși să comunice. Să comunice. Să dar dar nu s-a întâmplat, adică aia a fost o, un plan greșit pe care și l-au făcut, pentru că nu s-a întâmplat. Înțelegi, Israel a învins s-a ocupat mult mai mult decât avusese inițial, știi? și fusese de acord cu toate planurile de pace până atunci, fiindcă ei au avut un singur scop. Înființarea, înființarea unui stat evreu. Înțelegi? În momentul în care l-au înființat, de atunci li s-a schimbat lor obiectivul și a, obiectivul lor a devenit... Extinderea. So. A devenit preîntâmpinarea unui stat arab pentru că arabii când ei au zis hai să facem două state, evreii au zis da, arabii au zis nu. Evreii au zis da, arabii au zis nu. E după ce au trosnit și s-a schimbat, a zis n-ați vrut. Și după aia generații întregi, asta a fost obiectivul lor, preîntâmpinarea unui stat arab. Știi? Pe principiu, dacă ăștia se adună la loc, 100% voi veni peste noi. Da. Cum e da. cu în sac. Trebuie să agiți sacul ca să nu se Organizez să roadă Băi, s-a, pierdut momentul când trebuia. În 67 iar statele arabe au atacat Israelul, Israelul i-a bătut din nou și atunci și-a mărit teritoriul. Asta a fost războiul de șase zile? Da. Și atunci și-a mărit teritoriul. Da? Inclusiv au luat și din, din Liban o bucățică sau nu mai știu. Știu că au... Înălțimile Golan, da, au luat înălțimile Golan, dar alea erau strategice. palea nu să le mai cedeze niciodată, fiindcă de acolo nu că erau atacați de acolo, dar pe înălțimile golan să pot devia cursurile de apă și lasă pe aia fără apă, știi? Și de-aia ele sunt atât de importante. Ele nu sunt importante neapărat ca punct militar de invazie sau că e un platou care domină. Nu. Acolo se pot devia cursurile de apă, de-aia e important. Le-ai deviat, le-ai lăsat din partea aia -altă, fără apă. Așa, e un, cum să cu e o putere de negociere acolo. și inclusiv peninsula Sinai au luat-o atunci de la egipteni, din când da. știu, pe care au Perdat-o sub un tratat că nu o să mai fie. Da, de ei, ei când au luat teritoriile în 67, le-au ținut, ei au avut atunci o strategie. Au zis, le ținem de negociat teritorii contra pace, așa s-a chemat. Exact. Știi? A zis, ne vom înțelege cu ei, facem pace, le dăm astea înapoi. Au ceva de negociat, dar n-au avut cu cine negocia pentru că ăștia din păcate, palestinienii au dat un terorism, da? Și au fost și folosiți de către celelalte state arabe care altfel uh, au tras cu tunurile nii ca iordanienii. Nici ei au avut probleme cu toți aproape, nu-i voia nimeni. Bă, asta, dar, e și minune, asta mă Dar minunea, nu i-a vrut că... nimeni niciodată. Băranița dar, pe de altă... e și cu Egiptul, adică poate să-i lase să... Dar pe de altă parte, toată lumea îi folosește, știi? Când au nevoie de o unitate arabă, toată lumea se cramponează de problema palestiniană, atunci toți îi iubesc. Dar uh, să-i ajute uh, efectiv... Da. Uh. Uh, aia a fost o problemă cu ei, terorismul, după care în anii 90 erau cât pe ce să reușească când uh, Iaserara, fata cu Tito, de la un terorist uh, oribil la, de, la prietenul lui Ceaușescu, eu l-am prins, că îl vedeam la telejurnal, dar tovarășul Iaser Arafat de la Organizația pentru Eliberarea Palestinei în anii 90 era cât pe ce să se înțeleagă, știi, devenise îmbătrânise și devenise mai, mai flexibil. Bine, după ce l-au fugărit ăștia din Iordania, în Liban și din Liban, în Tunisia, că acolo avea a fost ultimul sediu al OEP în exil în Tunisia. Um, au fost acordurile de la Oslo și a fost cât pe ce să se termine totul cu bine la acordurile de la Chem David II în 2000, parcă. 2000, cred, pe vremea lui Bill Clinton. Și atunci au fost arăsate, cum mai ar veni granițele, au primit independență pe anumite Nu, regioni. nu, 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 atunci a fost un eșec total. Era cât pe ce să înțeleseseră la tot mai puțin chestiunea Ierusalimului. Ok. Că, dar, din păcate, Hamasul atunci a dinamitat, Hamasul nu-l voia parafat. Hamasul, ca să înțelegi, Hamasul îl ura parafat mai tare decât pe evrei. E, obiectivul Hamas de când a fost înființat, el a fost obiectivul lor declarat, deci în declarația de a Hamas e distrugerea statului Israel. Încă ei, Însă în e... practică în practică obiectivul Hamas încă de la început a fost să dinamiteze OEP-ul care s-a transformat în autoritatea palestiniană, adică rivalii lor. Da? în anii 90 nu au avut alt obiectiv decât discreditarea lui Yasser Arafat, înțelegi? Și în timp ce Yasser Arafat era la Chem David și aproape pe cale să încheie acordul la istoric, da, de înființare a unui stat palestinian și de uh, semnarea unei poci cu Israelul. Uh, i eu au agitat spiritele că vrea să ne vândă Ierusalimul, care e sfânt. Iasera Rafat aici a greșit foarte tare, pentru că el era la sfârșitul vieții, nu mai avea ce să piardă, știi. Iasera uh, Rafat s-a simțit obligat să preia retorica Hamas și a închis negocierile pentru că nu s-au înțeles cu problema Ierusalimului și s-a întors da, strigând Ierusalim, Ierusalim, că asta a fost, astea au fost imaginile cu el, Ierusalim, Ierusalim, dar de fapt asta a însemnat îngroparea unui proces de pace de 10 ani care părea că reușește. Dar știu Știi? că în perioada aia și prim-ministrul Israelului a fost asasinat? După Oslo sau după ce a fost asasinat? Știu că da, după Oslo a fost asasinat. Că a fost considerat rădător că a cedat... Uh... Da, 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 de către, de către extremiștii izraelieni. Că izraelieni, toți da. au extremiștii, din păcate. Că am văzut aici niște filmări uh, la zid, zidul la mare care se uh, mă la Gaianță, cum ar veni între Fâșia, Gaza și Israel, oamenii zmăcelăriți acolo și băieții dădeau petreceri și dan sau uh, Uh, e eu într-o filmare, știi? Și mai evident că ăia sunt extremiști. Nu cred că uh, asta este vocea majorității, nici, nici de cum a 80% din populația Israelului, nu cred că uh, asta e vocea, știi? Mă refer la extremiștii care sunt pe principiu, trebuie să-i omorâm pe toți, trebuie, trebuie, trebuie. La acolo extremă dreaptă izraeliană, din păcate, știi că Israelul a făcut o greșeală foarte mare, Israel a făcut colonii în Cisjordania, în teritoriile ocupate, da? colonii. Uh, Finanțate de guvern, din câte am înțeles. Da, bineînțeles, uh, e, acele colonii care au avut și un scop militar, da, să-i supravegheze arabi. Din păcate, cei coloniști, odată ce au ajuns acolo, bă, colonii să te duci în teritorii arabe, îți dai seama că erau niște săraci, nu erau nici ea. Da, e, ce da, mai Ca, în America, știi? Când te-ai dus acolo, te păzești cu pistolul, da? În mijlocul băștinașilor. Ea s-au radicalizat pentru că ea au făcut acolo o agricultură și au făcut ferme și au făcut un roș și n-au mai vrut să plece din teritoriile care erau ale palestinienilor, știi? Ei n-au mai vrut să plece și atunci ei, susțin dreapta extremă, partidele de extremă dreaptă, dreapta îi scoate pe ei în față că iată coloniștii noștri, da? Înțelegi? Și de aici e o problemă și, într-adevăr, și în partea izraeliană, știe? cu, acești, cu această dreaptă, care nu mai vrea să cedeze, ar vrea să ei alunge de tot de acolo, pe toți arabii, într-un final... o situație foarte complicată pentru că uh, ei au cucerit tot teritoriul ăla, da, în urma războaielor, și în același timp l-au lăsat într-o zonă gri. Nici nu au venit și au, din prima, au zis, gata, v-am cucerit, vă punem bocancul pe gât, n-aveți voie ce să comentați, că noi v-am bătut. De fiecare dată când ați ridicat ciocul la noi, noi v-am dat-o. Gata, de acum faceți cum... Ei au lăsat într-o zonă gri, tot timpul. Adică și de asta e... În continuare, într nu zic că ar fi fost normal să-i să să omoare pe palestinieni, doamne, ferește, după ce au uh, uh, cucerit toate zonele respective, dar nu au fost hotărâți. Nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo mai departe. Adică, acum a venit la vorba cu democrația, asta pe că nici guvernele izraeliene nu sunt unele erau de stânga, unele de dreapta, nu toate au avut aceeași viziune și da. viziunea... Israeliană se schimbă din când în când, știi? Da, și acolo sunt și alte probleme. E vorba și de partenerul de dialog pe care l ai în partea alaltă. Acum, dacă te uiți, a fost unul dintre sondajele de opinie după atacurile Hamas de anul trecut, da, după atacul la Hamas, da, da era 80 și ceva la 100 dintre din populația palestiniană susținea aceste atacuri. Pentru momentul în care ai o populație ostilă în halul ăsta, dar ei nu mai pot pretinde în momentul ăsta că, bă, nene, suntem sub cizma Hamas da. și iată, noi de fapt nu suntem de acord cu ei, că da. ei cam sunt. e că adică aici ajungi la aceeași problemă pe care au avut-o la un moment dat aliații cu Germania nazistă. Băi, eu tot acum văd cum sare da, lumea civilizată în sus, că domne, cum intră Israelul așa în fâșia Gaza? Moda aliații n-au bombardat orașii civile în al doilea război mondial și atenția au bombardat uh, orașii da, germane nu ca să distrugă fabrici de armament, da, nu pentru scopuri militare, ci strict au atacat deliberat populației civilă pentru demoralizare, da, da ca să-i demoralizeze, că da. în momentul ăla tu aveai o țară care ți era ostilă, care furniza trupe, da, da care, da. uh, cu care tu luptai în momentul ăla, era inamic, la fel e și Gaza, într-un fel. Pentru Știu, Israel. ok, eu înțeleg, e o problemă umanitară ai populației civilă, bă da, oia se ascund în tuneluri sub spitale, sub școli. Mă, e, e, e Israelul, Israelul, e... Israelul, 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 ciști, ce, ce variant face? are? Să-i roage frumos? O, ce, asta nu înțeleg ce, ce vor... Că sunt o groază de voci, da? mai ales stânga asta. Băi, o stângă absolut imbecilă în America. Și atenție, eu sunt progresist. Știi? Da. Dar pare că singura stângă normală de acolo a rămas administrația Biden. Da? dar ninică, ăia... Știi, cu universitățile americane care condamnă Israelul pentru terorism și alte prostii din astea. Nene, ce să facă? Să-i da, frumos poia da, aia sau cum? Asta, 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 asta am simțit și eu când a început nebunia acolo. În primul rând, începând cu atentatul din 7 octombrie, da, ce au făcut uh, Hamas, mi s-a părut absolut îngrozitor cum, cum, au intrat în casele oamenilor, omorât copii, deci, nu. mie, mie mi se pare ceva, îngrozitor ceva, ceva e real, ceva. Deci, în perioada aia, bă, deci pentru că am copil, pur și simplu, băi, mă uitam înghețat, eram înghețat, nu venea să cred ce văd, știi? Mie mi se pare îngrozitor că 80 ceva la în populația palestiniană aprobă atrocitățile astea. Este o ură foarte puternică. E, cumva, aici le găsești o, nu o scuză, o explicație că sunt de atâta timp sub bocanc, știi? Pentru că, așa cum spuneam, în, în, urma războaielor, ei au cucerit, da? Dar nu au luat o hotărâre. Ok, vă luăm pe tot și vă punem într-un colț, asta e țara voastră sau ceva de genul, dar noi vă supraveghem sau ceva de genul. Nu, ei au zis, teritoriile astea rămân într-o zonă gri, nici nu le, uh, nici nu o luăm parte din Israel și uh, facem alegeri și vă dăm drept de vot pentru că se întâmpla ce ai povestit tu mai devreme cu uh, Dobergea, da? Că deodată, da, îi au putere de vot și poți decide ce ți ție în Parlament, da? Iar eu, a fost o situație atât de atât de gri și a rămas în continuare atât de gri și nu cred că vreodată se va rezolva acolo. Poate doar din apocalipsa generația asta generală nu. pe toată nu, Generația asta nu. Generația asta a lor, din păcate, cei care nu au crescut în tabere, atenție, că ei care au crescut în taberele de refugiați, care sunt milioane, îi au crescut știind că divină pentru faptul că ei sunt în tabere Israelul. Dar și ăștia care au crescut în Cisjordania, ei învață că asta e o problemă pe care Israelul a pus-o acum, după ce scapă de Hamas. Adică ei în, în manualele de școală da, alea da, de istorie, da, ei da, învață da. despre Israel toate nenorocidile. Da, Radicalizarea din fașă. Adică ei de la școală citesc că eaz niște nenorociți și niște ești și trebuie omorâți. Adică, băi, și atunci cu generația asta, din păcate, Israelul nu poate negocia că n-ai cu cine. Man. E foarte complicat, de -aia nu Man. cred că se va termina, are cum să se termine, că bun, noi putem găsi soluții raționale, noi doi stăm aici, ne gândim, da, noi, da. bă, cum ar fi mai bine, da, la... bă, dar ăia nu sunt așa, adică e ca și cum mai avea un stat de naziști, da, și tu să, păi să vedem ce facem cu ăștia, că uite, cu ea nu s-a negociat, da, deci nici cu ăștia n-ai ce negocia. Dar nici nu poți să-i omor. Aici e problema. Băi, e o mare problemă. Deci, Eu nu știu cum se va rezolva. Ei, oamenii de acolo, să zicem că îi integrezi în Israel. Ce? Cum? Nu în Israel. Faci un alt stat. Dar atenție, dar Israelul nu. Băi, nu-și poate permite să aibă la graniță cu el un stat care crește cu manuale în care copiii învață că izraelienii sunt niște evrei. Misiunea numărul unu este distrugerea statului Israel. E. Deci. De asta, în, pur și simplu, nu, nu poți să iei, nu, nu găsești din nou ca la noi, că politica românească, mai că acolo e pe viață și pe moarte, nu vezi o rază de, de speranță, nu vezi o fermitoare de soluție în toată situația. Nu, eu, eu nici eu nu văd. Și ăștia care se, se poziționează uh, cu judecă pe Biden, că, că e criminal, că nu știu ce, ei nu înțeleg. Politica externă. Adică Bă, nu e singur se... om normal, să mă rog. Cred că e singur om, așa cum el. Bine, nu-i vorba de Biden neapărat, ci de administrația da, lui. E da. singur om normal, în momentul ăsta mi se pare din de pe toată planeta. Adică, acum, da, nu știu, probabil că are și el particularitățile sale, că am văzut că e cam bătrân și că are momente Ei nu, când îi dă nu mă refer aror, la, ca, el, la el ca persoană, ci decizii... la administrația lui, știi? Da, încearcă să... Să rezolve ceva ce nu poate fi rezolvat. Plus Stai că au niște acorduri. de la nu, dacă o să câștige Trump, că noi ne căcăm pe noi aici, că o să câștige PSD-ul cu PNL-ul. Asta, asta voiam să știi, te mă. Bă, aici. Știi, mă, -a Marcel și pe ăștia, <laughs> îi știi, nu e problemă cu ei. Să vezi dacă... Ce se întâmplă dacă iese nebunul? Nu știu, hăborlăm. Dar o să fie clar, vizel, îți dai seama. Clar... Se oprește conducta de finanțare în Ucraina. Nu cred că. El tot susținea că el în stare să iasă din NATO la o adică. Și dacă NATO fără stat de și el nu va ieși din NATO. Deci asta e o prostie. Ei nu poate să iasă. America nu va ieși niciodată din NATO. Gândește-te că noi suntem Uniunea NATO, da țările europene principalul lor client pentru industria dar moment, da? Nu va ieși din NATO, dar un lucru bun pe care aceste declarații imbecile ale lui Trump, îl sper că îl face în momentul ăsta, e să-i facă polideul european să-și scoată capul din fund și să facă dracu' ceva, pentru că altfel mie, să nu ne întoarcem la generația bunicilor noștri, să să luptăm cu rușii. O să liga, când ori veni roșii și ți-or lua, o să-ți ia Jordanii din picioare, să știi. Deci, da, vai, ce da, vai, da, vai Jordan. Jordan. <laughs> da, 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 da. Dar chiar, crezi că crezi că Ucraina e doar primul pas pentru țar? Da, cred. El cred. chiar își dorește să revină la fostul RSS și da, cred că va lua, cred. statele statelite, România, Cred că va lua întotdeauna, oriunde va putea să pună piciorul rusul, îl va pune. Dar că ce? va fi Moldova în primă fază, că va fi nu știu, Belarus, care dacă crapă Lukașenko și, și Lukașenko poate cadă de la etaj, oricând. <laughs> Înțelegi? Uh. Uh, Uh, Belarusul se poate întoarce și dacă mă întreb pe mine, cred că va fi prima țară fostă sovietică care se va întoarce la mama acasă. La mama acasă, că uh. Uh, în momentul ăsta Lukashenko este aliatul lui. Dar ai da, folosit de tampon, fix ce vorbeam, ca și era și Ucraina cu foștii președinți care au fugit după aia în Rusia. Adică, așa a văzut-o. Nu? Da, pleciți. da, strategia Uniunii Sovietice, dar nu numai Uniunii Sovietice, că aici e problema a Rusiei, în general a fost, strategia lor defensivă a fost așa, așa. Ca să apărăm granițele rusești, trebuie să ocupăm Moldova. Ca să ocupăm ca să protejăm Moldova, trebuie să ocupăm România. Ca să protejăm <laughs> România, <laughs> înțelegi? Deci... A, cât de bună e, da, corect, corect, da. Că eu ți-am să de la generația bunicilor noștri, că mie că... Uite, nu, nu am terminat-o pe asta cu israelienii, Mai aveam două chestii. Um, existau tot felul de atenționări din partea serviciilor secrete cu privire la atacul din uh, 7 octombrie. De ce nu au luat măsuri? A fost nu incompetență? Știu. Sau? Nu mă întreba, că ai. nu am de unde să știu. Noi încă nu avem uh, un răspuns clar nici la ce s-a întâmplat în uh, războiul din 73. Despre ce nu știu. Păi și atunci aveau, aveau un... a, un, aveau... Asta a fost ala de deci, cel de șase zile. Nu, nu, nu a fost în 67... În uh, 73, dacă, sper că nu greșesc anul, dar au avut informații că, atacul, că Egiptul va va ataca și n au făcut nimic. Așa, au, și -au crezut atacat era da, 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 da. Era da, da. chiar ginerele, dacă bine mi-aduc aminte, era chiar ginerele lui, lui Sadat. Da, și aveau, aveau o sursă extraordinar de bună și și atunci au avut Corrept. O problemă. Okay, okay. am înțeles. Că în primele zile n-au știut ce se întâmplă. Da, asta și... anumite lucruri pe care, pe care doar oamenii implicați Uh, le știu și că nu voi, nu voi, ieși niciodată la nivelă. Uh, dar, uite, de ce crezi tu că evrei, de, de ce există în primul rând, antisemismul? Ce au oamenii cu evrei, din punctul tău de vedere? Ești un om care știe istorie. Da, mă, asta e destul de simplu. Evreii fiind străini, da, că ei după ce au fost expuzați, da, în Palestina s-au răspândit în toată lumea, da. Asta a fost e... în timpul războiului, în timpul Imperiului Roman? Da, da. Uh ei au fost străinii vinovați de serviciu. Întotdeauna când ceva nu mergea bine în evul mediu, pe cine dădeai vina? Nu? Păi vrei. Ei erau, nici nu erau nici creștini erau și creștini și erau, erau pardon, nu erau nici creștini și erau și străini. Și atunci ei erau ținta perfectă pentru exact. retorica asta. Cine-ți devină? Străinii! Nu noi că <laughs> noi, noi, nu noi, nu noi și, și că... ei, știi? Da. Deci asta, asta e unul dintre motive. Un alt motiv a fost uh, faptul că au făcut uh, cămătărie pentru bani, nu că amut. ei nu, nu, nu <gânt> pentru că ei nu aveau voie să dețină pământ, știi, și nu aveau voie să dețină af a alte afaceri. Deci nu aveau, aveau interdiții la foarte multe lucruri. Așa. Și creștinii pe de altă parte nu aveau voie să dea bani cu camată. Nici creștinii, nici musulmanii nu au voie și și, și uh, ca bankiere au fost folosiți și de către sultanii otomani. Da? ei având voie să facă operațiuni financiare, ei le făceau, da? Dar când lucrurile, când lucrurile mergeau bine, Nimeni nu zicea, bă eu te mă noroc cu evrei, că uite, au finanțat business-uri, am făcut, da. uh, știi, uh, regii creștini să împrumutau de la evrei, după care se mai întâmpla că nu aveau să le dea banii înapoi. Și atunci își aminteau brusc că ce răi sunt evrei, înțelegi? Și începea câte un pogrom din ăsta. Deci de aici, ok. Da, okay. deci asta a Are fost... Perfectă logică. Perfect asta a, a fost logică. problema lor dintotdeauna. Uh, din totdeauna, știi? Că... și de asta și-o doi și eu, țara lor. Da, ei, teoretic, ei uh, de acolo pornesc, de acolo, și-au rădăcinile, nu? În, uh... da. Da, sper, sper să la un moment dat, ca la Miss univers. sper să fie pace în lume la un moment dat și sper să oamenii să înceapă să fie mai empatici unii cu alții și să găsim alte soluții decât a ne omori între noi. Dar problema e că atunci când nu ne mai omorâm între noi ne mulțim din ce în ce mai mult, vom fi foarte mulți și vom avea problemele astea moderne, despre care vorbea mai devreme. Că în Grecia Antică oamenii ajungeau mai repede la un consens pentru că erau mai puțini. Pe măsură ce vom fi mai mulți, vom avea din ce în ce mai multe opinii și diferențe de opinii. Da, și ne împărțim în tot mai multe clanuri, știi, da, da, rivale. Da, da. E mentalitatea și... de trip cu care am da, ne vă vă lua mai multe crescut. triburi, rivale și ne vom lua gâtul între noi. Poate că asta e metoda Universului prin care ne ține sub control. În momentul în care ne mulțim prea mult, singuri ne săpăm și revenim de unde am pornit. <laughs> Știi? E o metodă de... Nu e Bill Gates cu ciparea, e pur și simplu o metodă naturală a Universului, dar ne ține sub control. Da, interesantă chestia asta. Uite, eu aveam niște întrebări aici și pe bază de Rusia pentru tine că asta nu înțeleg eu. Care e faza cu rușii? Că sunt un popor care au oferit lumii multe lucruri în materie de literatură, de artă, dar care în același timp sunt extrem de cruzi. Dovadă ce au făcut în al doilea război mondial când au trecut pe aici, da? Dovadă ce au făcut în Ucraina, care până la urmă, acum are logică, ce spuneai și tu că e un război împotriva moralului, prin violuri, prin masacrele pe care le-au făcut la Bucea și da? sper că am zis butcia, i bine, Butcea, Butcea, nu? Da? De, de ce sunt ei ca popor așa? Să e doar o generalizare Măi, a mea. Că nu, de fapt... nu, nu e o generalizare, păi da, a zis-o Lenin. Lenin a zis, a zis, așa. zice, dacă z, z dai cu unghia, sau, nu, nu știu exact cum s-a exprimat ceva, dacă dai cu unghia sau dacă zgârii pe față uh, rusul, să vedem mongolul. <laughs> Deci Lenin Bun. a zis-o, nu, <laughs> nu noi. Deci ne-am de cuceritori, de, de, războinici, ne-am... Asta, asta înseamnă? Băi, ei au luat, eu au fost sub mongoli. Da. eu au fost sub mongoli, multă vreme, sub uh, hoardă daur, uh, după care ei au bătut pe mongoli și au preluat controlul da, asupra lor. Și da, nu știu de unde, de unde vine, că într-adevăr cruzimea asta e specifică lor. Bă, și răceala lor. Deci eu îi văd pe unde călătorim, că am fost în Maldive de câteva ori și acolo e plin de aruși, că pe acolo mai au voie să mai ducă. Mm -hmm. Am văzut acum în Mauritius la fel. Băi, vezi după cum sunt, mă. Au o o... Mă, se vede că sunt așa de, 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 de gheață. Nu îi atingi. Îmi pare eu că fac generalizarea asta. Poate cunoaște și mai calzi. Bă, au ceva lor, bă, sunt... N, n, nu explic. N -n 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 Nu știu, nu știu, nu știu de unde, că poate veni și de la... Deci, din gene, într-adevăr, au genele astea asiatice, dar e posibil să vină și de acolo. Din Stepa aia rusă, a lor, știi, din greutatea vieții, băi, o viață aspră, aia nu sunt niște băieți da. sensibili care plâng la filme, știi, da. înțelegi? Așa așa Și, până și, mă, și mă, apoi -au făcut? mentalitatea asta imperialistă, mă, pe care o au și au avut-o... Această superioritate. O ...dintotdeauna, știi... Dar ăia care vin din fundul Siberiei, mă, și ajung în țările astea, cum sunt și acum în Ucraina și care... Ai văzut ce crime! Bă, crime! Da. Crime, nene! -ne, cum au fost atunci la începutul războiului. Că au cerut un paznic, un foc, o țigară, le-a dată la o țigară și un foc, când s-a întors cu spatele, la un pușcat. Bă, n-are nicio logică. Știi, o fi adică... și cruzimea asta o, o formă de nu știu, e ca o traumă asta transgenerațională când te gândești că până la urmă Stalin și-a omorât poporul. Lui nu-i păsa de oamenii lui, îi omoră, era o carne de tun, da? I-a înfometat, i-a... Le... Poate de asta că au, suferit Stalin atât de mult sub liderii era, era georgian, să știi. Deci... Nu știu, nu, 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 nu știu, n-am de unde dracu să știu au, au această genă de mongoli în ei au această o, genă de imperialism în ei, plus că războiul da, scoate întotdeauna cei mai rău din om, până și Așa germanii e. educați au făcut niște atrocități în Așa al doilea război. Mă refer la soldații Wehrmacht, nu la scursorile care formau SS-ul, că erau pleava societății și la noi mâine, dacă se înființează SS, o să vezi pe ăștia de, te jură pe internet acum... Mirei? Nu, mai rău decât Mirei. Păi te-ar împușca pe stradă fără probleme dacă ar putea, știi? Nici... Ai văzut interviul lui Tucker cu Putin? Lu... Am văzut o bucățică. -a... a făcut un lucru rău? Că i-a luat interviul lui Putin și că l-a arătat lumii? Că l-a lăsat să-și spună povestea? Ai văzut? A, a ținut o lecție de istorie de vreo 20-30 de minute. Da, dar aia n-a penetrat lui cum ar veni? Aia n-a Deci nu, mesajul lui n-a penetrat. Că Putin nici nu știu de ce a făcut aia, mai mult ca să-și bată joc de prostul ăla, că de altfel și-a și bătut joc de el după aia, a și făcut mișto de el. Că era evident că n-a fost un mesaj pe care Putin l-a transmis occidentalilor, Că Putin știe că vrea să transmită mesaje occidentale, dar nu se mai folosește de el, că el nu mai e un bun vector pentru asta. Se folosește de trolii, de de de, internet, da. de fermele de da, troli. Da, 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 da. de toate astea. Adică e mult mai subtil de atât, Eu nu știu de ce l-a făcut. Da. Nu-mi dau seama. Crezi că e posibil vreodată ca rușii să aibă un lider care să-i apropie mai mult de vest, cu adevărat, și de mentalitatea vestică? Sau mai mult de democrație. <laughs> că nu e democrație ce e acolo. Băi, nu cred. Adică, nu, nu, nu cred. Pentru că este evident că FSB-ul a, a preluat conducerea Rusiei și e greu de crezut că o lasă. Adică, băi, nu ne lasă pe noi, securiștii, să respirăm și da, într-o țară mică. Într-o da. țară mică și cumva cu o tradiție democratică măcar față de Rusia mult mai mare, știi. La Ruj nu cred că se va întâmpla. Mulțumesc pentru lecțiile astea de istorie și cumva am înțeles mai multe după discuția de astăzi, privind ce se întâmplă în Israel și Palestina, din păcate. Păi vin de așa, imaginea asta de ansamblu. Nu uh, știu dacă am fost foarte coerent. Ai fost foarte bine. Cu... Asta că n-am terminat podcastul. Acum vreau să mergem într-o zonă mai, 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 mai captivantă. Mai la îndemâna tuturor. Călătoriile. Că tu ești un mare pasionat de călătorii, frate. Sau cel puțin așa văd eu pe Bă, internet. internet. nu știu cine nu e. Adică... Bă, sunt oameni care, care, le place mai mult acasă. E adevărat, știu și eu ciudat de ăștia, am, dar... am cunoștințe. Dar noi doi ne asemănăm din punctul ăsta de vedere și uh, știu că ești un om care le iubește și tocmai de asta am întrebarea asta pentru tine. Care este locul tău preferat de pe planetă? Băi, am două. E așa. Istanbul și Stone Town, Zanzibar, din Zanzibar. Istanbul de ce? Pentru că a fost capitala... Da, e cel mai încărcat de istorie oraș. Bine, și Roma e, dar Istanbulul are pentru mine o farme ca parte Roma a fost capitala Imperiului Roman. Ăsta la altul, Istanbul a fost capitala și -a Imperiului Bizantin, și -a Imperiului Otoman. Deci sunt două mergi pe el și știi că mergi pe cea mai veche stradă din Bizanț, dar pe stânga și pe dreapta moschea lui ăla, moschea lui ăla sediuenicerilor, știi? Adică is mai e Mai multe, și parcă. cumva, cred că suntem, na, pentru că am fost mai aproape de Istanbul decât de Roma, și Bucureștiul are un iz de Istanbul haosul ăsta așa, dacă te uiți cum arată din punct de vedere uh, arhitectural, <gântu> seamănă cu Istanbul, știi? Uh, da, nu știu. Și avem la fel, Mi... cred că la fel de multe șauarmerii și chebabării ca în Istanbul. Da. Cu toate că iau o populație acolo de Istanbul, are cât are România cu totul, nu? Are 15-16 milioane. Nu? <gântu -se> nu? Nu, nu, cred Cred că are, de, de, sincer, nu, 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 nu vreau să greșesc. În fine, eu știu că a, 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 are e o, multe. E o oricum. populație generoasă acolo. Uh, care e faza de de mult Zanzibar? Istanbulul înțeleg. Istorie, ai și diversitate culinară și, da, o înțeleg. Iubesc Istanbulul, chiar mi ți sper dor de, de el. Dar Zanzibarul, ce, ce te atrage cel mai mult acolo? Băi, populația locală, Swahili, care e atât de chill și îți treabă. Eu am mai fost prin Africa și uh, africanii, în general, sunt foarte rasiști. Păi, au suferit mai, mai mult. Îți mai rasiști decât albii. În Tanzania, pe continent, uh, au dat dădeau cu pietre după autocarul nostru, doar pentru că eram albi. Știi? Cumva ăștia... de ce că au suferit mult din cauza albilor. Cumva cred că de asta și da, a pe da, de da, de da, Palestina și Da, care n-au suferit. Probabil da. că te urăsc doar fiindcă ești alb. Da, da, da. da, da da, 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 și da, da. că ai mai mulți bani ca el sau... Dar ăștia sunt atât de prietenoși din Zanzibar. Pentru că înțeleg puterea turismului sau chiar sunt... Nu, ei sunt o populație ciudată. În primul rând că ei nu fac parte din Africa, Africa. Ei sunt o populație insulară. Uh -huh. Ei fac mai mult parte din civilizația Oceanului Indian uh -huh. decât Africa. Deci mai aproape știi? de Mauritius, mai aproape de Maldive, mai aproape de... Plus că ei sunt obișnuiți și nu neapărat că sunt obișnuiți cu albii, dar Swahilii e o populație apărută pe coasta de est a Africii, care e un mix între Bantu, populație locală africană neagră Bantu și arabi. A, okay. 20 și ceva la 100 dintre cuvintele uh, Swahilii sunt de origine arabă. Okay. Înțelegi? Deci, ei au avut orașele de pe coastă, sunt uh, create, ei primele orașe sunt făcute de arabi. Ei au cunoscut orașele până când au venit arabii. Deci au o civilizație, uh, un mix da, între civilizația africană neagră Asta arabă, cea persană, că vezi că peste drum sunt și indienii uh -huh. peste Ligian, știi? Uh -huh. uh, indieni Hindu? și persani. Uh, și ăștia erau, Freddie Mercury, erau dintr-o familie de uh, persani, o, persani mutați în India. O comunitate wow. de persani wow, din da, da, da. strămutați în India și ajungeți. Ce au? În... Uh... Sunt musulmani. Sunt musulmani, dar și asta e interesant că sunt musulmanii badiții. badiții mai sunt 1%. Suniții, care sunt majoritari, sunt și peste 85, 86%, uh, sunt siții. Uh, și a treia comunitate, care doar 1%, sunt ibadiții, care trăiesc în, în majoritar în Zanzibar și în Oman. Mm -hmm. Mai sunt și până în nordul Africii până undeva, dar aici sunt. Ce particularități au? În primul rând, sunt mult mai toleranți cu celelalte religii. religii da, sunt mult mai toleranți la ei. Toleranți. Acum teoretic toți ar trebui să fie, deși nu sunt conform islamului, asta învăț eu la, la facultate, dar de pildă la, la ibadiți un, mărturia unui străin era acceptată în timpul ce la, și, și, la suniți mărturia unui străin nu era acceptată la tribunal. Wow, știi? Ok. Ce adică tradiția asta o wow. Dar ce e interesant că ei, la rândul lor, ibadiții se trag dintr-o altă sectă mai veche, islamică, care era mult mai radicală decât A, și, și suniții, dar ei, din secta asta mult mai radicală, s-au desprins, desprins mai multe ramuri și ei sunt aia cei mai toleranți. E, încă... Femeile cum sunt în, în religia asta? Adică în această nu știu cum să zic, că, că e, e, sunt, e islamist, dar e o... Islamică. E, 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 băi, cum sunt? În primul o rând, isula... a islamului. Nu, nu vine cuvântul. Adică, ce mi-ai spus tu mai devreme? Da? Ibadiții? Da. E, ei sunt, dacă așa la modul general, e islamism. Dar particularitatea asta lor poate fi te refer dacă sunt dacă sunt cum, cum definești? Cum definești sub religiile? Adică avem islamism, da? ca un întreg, nu, da, nu, ca un islamism. Eu confuzie, islam, islamul religie, islam, islamismul înseamnă islamul politic. E altceva. A, ok. E altceva. A, ok. okay. Be, be. Așa. ce voiam să întreb cum sunt femeile în în religia asta? Sunt, obligate să poarte burca și toate cele sau? Nu, 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 nu. Ei sunt relaxați. Bine, în primul rând că pe insulă sunt foarte multe femei suahilii care sunt de pe continent. Că vin la muncă. E mai, Aha. bine, e mai bună viața pe insulă decât pe continent și foarte multe vin la muncă, știi? Hmm. Și e, alea sunt de regulă creștine. Ah. Și n-au nicio treabă, adică umblă cum vor, dar e, celelalte sunt îmbrăcate, uh, nu știu cum să-i pozezi să juroche, okay, că sunt alea înflorate, știi? N Au o îmbrăcăminte specifică, dacă este nevastă, uh, are, și, uh, are și capul acoperit, da, da, atât, adică nu burca, nu da, da. nimic Mi se pare genul de greu acolo, până la urmă, în paradisul exotic, să aproape de mare, aproape de ocean, să te îmbrăiești așa. zic că am, am, văzut... Nu, că a... sunt zlargi, uh, hainele zlargi, largi, adică credem că tu dacă ești așa îmbrăcat, e mai cald decât lor, știi? Hainele sunt largi și doar au un acoperământ pe cap, știi? dar nu este nimic. Și asta sunt cele măritate ca să le deosebești. Uh -huh. Eu cunosc că am un prieten acolo, era, făcea parte din staff, e angajat a prietenului meu de acolo, știi, și o cunosc de că nu era măritată. Și un ca orice femeie din Europa normală, știi, mergea la discotecă, acum s-a măritat și Pare, asta e ei. Când da. e sensat, în toată lumea știe că ea este măritată, fiindcă e îmbrăcat așa, dar nu Atât. e nimic uh, Am înțeles că în Zanzibar sunt mulți oameni care și-au deschis business. Și -au deschis da, deschis... o groază, Deci e o zonă destul de, nu e nu e expusă riscului cu care vine de obicei continentul african, instabilitate politică și alte chestii. Da, pe asta, asta, așa e, așa e. Nu e instabilitate. În general, investiția ta e sigură, adică nu prea te trezești și protejează destul de mult. Au un oficiu de turism pentru străini de business, nu, nu, mai știu cum îi zice, de la e, de acolo îți obții licența și te și consiliază, adică e destul de greu să ții apă, ca să zic așa, în Zanzibar, pentru că să atenți la investitor. Dacă tu ești corect și ți-ai luat licențele și îți plătești banii da, pe așa care așa trebuie să-i plătești, dar, nici, dar la ei fix, fixe, nu e ca la noi. Dar ei nu vine n-a fost să te întrebe, bă, câte kiwi, câte Aha. fanta de kiwi ai vândut tu, <laughs> știi? Nici vorbă, nu, tu ai o licență de băutură, o licență de mâncare, pe aia te costă atâta bani ai plătit-o pe statul Tanzania, nu l interesează cât vinzi tu. Ah, de... interesant, da? Adică sunt foarte ok din punctul ăsta de vedere, sunt ok, tu îți faci un plan de business și îi Poți să-ți dai seama dacă poți să susții sau nu businessul respectiv. Am înțeles de, mai, de la mai mulți amici care au fost în Zanzibar că e o discrepanță destul de mare între ce vezi în resorturi și ce vezi în orașele lor, în satele lor. E o sărăcie atât de mare pe insulă? Băi, eu evident că bogați nu sunt, dar nu m-aș duce până să zic eu, sărăcie, că eu o sărăcie. Eu am văzut sărăcie, am văzut în Kenya sărăcie, am văzut în Tanzania sărăcie, am văzut în Myanmar, în Asia de sud-est am văzut sărăcie. Asta nu e sărăcie. Uh -huh. E așa trăiesc. Dar gândește-te că acolo, în Zanzibar, ai uh, la reflux ai descoperit 3 kilometri de plajă, da? unde rămân, rămân băltuțe. Da? Când se retrage apa la reflux, e o zonă de 3 kilometri plină de băltuțe, în care ai crustacee, în care ai pești, în care ai... Băi, îi vezi să duc la cules femeile, să duc, au coșuri și culeg ce rămâne în urma, oceanului, da, da, când da. se retrage. Nu prea cum să mori de foame în Zanzibar. Nu ai cum să mori de foame, nu ai cum să mori de frig. Da? da. Nici nu-ți trebuie o casă, da? Ca să... Deci nu îi plânge chiar atât de tare că sunt săraci în România care o duc mai prost decât aia. Că în România, dacă nu ai o casă și dormi pe stradă, iarna ești expus. Așa e. Ei nu au această problemă. Au de-astea ciclon, au furtuni, au uragane, au chestii? Nu, deci nu, sunt e de fapte, acolo. A, E protejată insula de o barieră de corali aia la 3 km în regulă, ci din coace de barierele, de bariera de corali aia 3 km, da? Uh -huh. Bun, lipsește oceanul jumătate zi că îi dus. Când vine, e și liniștit, nu ai nici valuri, nu încă toate să sparg în bariera de corali, nu ai nici rechin din același motiv, dacă vrei rechin după bariera de corali, nu sunt pierdători, nu sunt destul de. au pe insulă, pe acolo, chestii veninoase, chestii care să îți atenteze la sănătate, la viață. Nu, nu, nu. Deci nu. e destul de... Nu, singura problemă care a fost acum în iarna asta a fost malaria. A Aha, fost o mică da, problemă da. cu malaria. Dar, mă rog, astea spike-uri, dar astea mai sunt din când în când. Știi, la asta n-ai ce să le asta faci cum că... Asta cum e transmisă malaria asta? Cum e transmisă? Ai idee? Cum ajunge... Băi, e transmisă de o mizerie de țânțar, de o okay. specie de țânțare fel și ăsta din Zanzibar, din păcate, el nu e de pe continent, că insula e destul de departe de continent, e ferită, în general e ferită de chestii de-astea, ea nu e nici pe... ea nu e... Un, nu e zona endemică de coleră, nici de febră galbenă, nici de nimic, nicio boală de asta tropicală, dar țânțarul au un țânțar în fel venit din Asia, pe vapor. Ha. Înțelegi? Care s-a și adaptat foarte repede. Ok. Și... Dar poți să pastile, ce am înțeles? Că am avut o confuzie la un moment dat într-un vlog și am zis că vaccin. Nu, nu Ei, no, sunt pastile. Pastile, sunt pastile, dar să știi că în România nu le găsești. E destul de complicat. Deci te expui la risc când te duci în Zanzibar. Băi, acum spun că eu mi-am făcut vaccin de febră galbenă când am fost pe continent în safari, atunci am luat și malarone ăsta sau malaron pastilele astea de Malarie, dar pe în Zanzibar nu le-am luat niciodată, că nu am simțit că e nevoie, știi. Okay. Deci, acum, mă rog, să a fost un spike și. A făcut -o, o glumă bună pe tema asta. Ai zis că acum când e nebunia asta cu malaria, în, așa au crescut, e bine că au crescut și prețurile la... Da, biletă. bănele, da. <laughs> băi, da, te rup să mori eu Te protejează jucă. prețul. Nu, te, nu te, cum te protejezi de malaria? Eu 1200 de euro bilet. Ok. Mă sunt protejat de malaria că nu mă mai duc. <laughs> te rup, te rup A fost pe, 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 ăsta, Păi știu că am văzut și noi că ne-a costat o groază până în Mauritius. Mă, am dat bine, 2500 de euro persoane că ne-am dus pe Paris și am făcut cu vreo 2-3 ore mai mult. Că dacă ne duceam pe Istanbul sau pe Doha, ne costa 4500 de euro de toți 3 la economie. da. Pentru săracii din Europa Est, că și în Zanzibar zborurile evident că sunt mult mai ieftine dacă ești din Bruxelles, dacă ești din Paris, dacă ești din Milano, știi? Că o zbor direct noi fiind niște amărășteni care trebuie să zboare cu escală, pe noi ne costă de ne rupe da. avionul. Care e cea mai mișto călătorie în care ai fost? Una care să-ți vină acum în minte să-i bă, deci am fost odată ca niciodată. O călătorie memorabilă. Care e călătorie este ceva? Bă, da, bine, toate sunt memorabile într-un fel. E, cred că Irlanda. Dacă okay. ar fi, așa, să aleg dintre toate, mi se pare cea mai frumoasă țară din lume. Pe e... lângă... Pe lângă bere și whisky, ce mai e? <laughs> Băi, o altă lumină. E aia nordică și verdele la Irlanda e verde, nu se termină verdele niciodată. E că adică nu e că stai că am intrat în oraș și s-a terminat verde... Și... Verdele este continuu în Irlanda. Știi? Nu există câmpuri de nimic ca la noi, gri da. sau negre. Sau nu. De -ai, când ai ieșit dintr un sat, până ai intrat în celălalt sat, e verde. verdele e continuu. Deci în sat e întrerupt așa de case, de, da, da, da. Știi? de câte ceva, de o, un lem vopsit roșu. Dar deci e, e o altă lumină, e, e ceva ireal. În ce lună ai fost? Mai ții minte? În ce lună? Am fost în mai multe. Ah, deci ești... A, da deci cred că oricând o nimerești, că n-ai cum și drumurile alea, am condus pe drumurile alea de coastă cu mâs știi cum sunt pe YouTube clipurile alea cu muzică irlandeză da. și îți arată că e filmată cu drona așa de deasupra cu drumuri de alea pe coastă și cu uh, uh, stâncile alea frumoase și uh? cu iarba aia înaltă bătută de valuri care ah, face va, da, bătută da. de vânt care face valuri. Da. Băi, exact așa este. Și am condus pe drumurile alea. Este fabulos. Deci, exact așa e. Exact ca în clipurile... De... E mai mișto. Ca... Culmea e și mai mișto decât în clipurile de pe YouTube. Când vezi... vezi da, v... da. Valurile alea de iarbă. Da, da, da Știi? Da. Ce frumos. Ok. Punem pe listă. Ai o fază super amuzantă în o călătorie? ceva memorabil să-și bă pasta lui zic prietenilor de fiecare dată la bere. Fii atent ce am pățit. Da, acum dacă nu mi-ai zis dinainte să mă gândesc, evident că am avut că la sigur povestesc o groază de prostii Da, acum gânde, e ca dacă mă pui să zic cu da. un banc nu vine niciunul în minte. Fix așa, așa e. Așa că mă pui să zic o chestie nu, 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 nu mi <gătos> am deci, m am avut un mod sigur. Știu, amuzanți, mă, de pe net. Deci dacă îl urmăriți pe Julius pe Facebook, o spun link în descriere. O să vedeți că dă niște dume, deci eu arăt ca părstul uneori ca să mă bușesc. A, da, că îți să povestesc o fază amuzantă, mă. Deci Ia fii atent, mă duc la Oman cu uh, Raiețchi, îl știi pe Raiețchi, știi. Uh, a fost și el în PNL sau ceva, nu? Da, no da, da, Raiescki, a fost, da. 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 Raiețchi era deputat de Orientul Mijlociu. Cum adică vreme? deputat de diaspora. Și avea Aaaa, și Orientul Mijlociu, știi? A, ok, ce da. chestie, da, da, da. Băi, și mă duc într-o... Mă duc odată cu el, în, când mergea în Orient, mă suna, maestră, mă duc, veniți, băi, mi-e -mi convenea să merg cu el, că el e un tip de cultură, știi? Făceam el și făcea treaba lui, ce avea el de făcut, în timpul ăla vedeam ale mele, știi? De multe ori nici nu stăteam la același hotel, că... El mergea, îi plătea parlamentul, stătea la cel mai bun hotel din Aman, eu nu-mi permiteam să stau la cel mai bun hotel din Aman, știi? Stăteam și eu 3 km mai încolo la unul mai ieftin, știi? Și ne întâlneam la mijloc. Și zice, hai să mergem, că mergea el, mergea la Aman. Da, zburam prin la Aviv. Așa. Mergeți buram până Tel Aviv, la Tel Aviv a întrecut granița terestru în Iordania și din Iordania ne-a luat o mașină și ne-a dus la Aman. Știi? Și bun, ajungem noi la Aman și la un moment dat, cum scrisesem eu, că mergeam cu Raitschi, mergeam în stânga, mergeam în dreapta, vedeam la Petra, am fost știi, la locul botezului, la Iordan, am văzut niște lucruri și uh, în timp ce eram eu acolo, am postat nu știu ce de la Petra, îmi scriu o prietenă din București, uh, Jamila, uh, care este taicăsul Iordan... fusese iordanian, dar ea născută în București, ea român, cetățean român. Da, o cheamă Jamila Azazi. Și îmi crie zice, auzi, zice, ești la amanta. nu mi-a dus și mie, te rog, ceva? Zice, zicea, actele, că mi-am făcut pașaport, viza în Iordania, nu mai ți minte, 60, 70, 80 de dolari, ceva de mult, oricum, nu e puțin, știi? Și ce mi-am făcut acte iordaniene să nu mai plătesc viza aia, că mă duc Aha, acasă nu mai dau 70 de da, 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 euro da, da. ca voi, știi? Și zic, sigur, ce vine frate meu. A venit frate, sunt, m-am prietenit cu el, am fost cu el la Petra, super băiat, știi? Îl cheamă jihad. Să scrie jihad, jihad, să pronunța, era un nume comun. Ah. Când s-a născut el în anii 67 70 era un nume comun, nu însemna ce înseamnă asta. Zice ah. că jihadul înseamnă... E război sfânt, nu? E război sfânt, dar sensul lui de bază ah. este... Uh, sensul lui de bază este... Uh, efortul pe care tu îl faci cu tine însuți să devii mai bun. Ah. Okay. E un război interior pe care îl duci ah, împotriva tentațiilor. și Ăla Cum este da. jihadul mare, așa se cheamă. Da. Jihadul mic este războiul sfânt, okay. care și ăla se poartă în anumite condiții. Nu este mizeria pe care extremiștii de astăzi... Da, da. Deci nu avea conotația asta actuală actuală Sopte și actuală actuală. Da, și atunci era să dea numele ăsta, știi? Și vine jihad, mi aduce, era un plic. Mă uit în plic, m-am uitat să văd ce e, da, era un pașaportul și cartea de identitate cu pe numele da. fetei, fetii, știi? O știam pe fată, tot ok, da, nimic deosebit, știi? Bun, terminăm noi excursia și trebuia să plecăm înapoi la Tel Aviv. la tot pe găianiță ta este frumos. Da. Cu mașina. Asta când mi-a adus actele și așa, m-am gândit eu, i am dat lui Raischi. Zic, maestre, e un cetățean român, că practic intra în, și intra în atribuțiunile lui de parlamentar, știi? Zic, e un cetățean român, pus niște acte, i-am dat plicul, zic, lei tu, că el avea pașambor diplomatic, da. era altceva, știi? Le Raiețchi, plecăm și ajungem la Tel Aviv. Și trebuia să dormim peste noapte. Ne culcăm, bă, și avem avion dimineață. Dimineață pe la șase jumate, deci era în un, au o bătaie în ușă, deschid dintr-o eu eram în un, știi? Și până să dau eu seama ce se întâmplă, mă trezesc că aveam plicul pe piept și raiețchi ieșise. Mi-a zis, maestre, să nu fie un incident diplomatic, el e foarte haios, ci să nu fie un incident diplomatic, să ceva, și mi-a aruncat actele înapoi și s-a cărat, știi? M-am trezit, mi-a luat o vreme să-mi dau seama ce a vrut, cum m-a intrat Raizchi, mi-a aruncat alea și a ieșit, știi, să-mi dau seama ce voia. Și zic, ce fac cu actele? Mi-am dat seama că eu când am luat actele, uitasem că mă întorc până la viv, până aeroport, pe Ben Gurion, știi? Și zic, ce fac eu cu actele uh, iordaniene la mine? Mai ales că ei sunt iordanieni de origine palestiniană, ei sunt palestinieni oh. la bază, că, știi? Oh. Și zic că ăștia, clanul Azazi. Și zic, ce dracu fac eu cu ele? Și mă gândesc, zic, le bag, zic, nu le bag în troller, că trollerul mi-l desfacă. Pe Bengurion mai fusesem, știam, acolo se desfac orice bagaje, nu se fac până sondaje. Să desfac toate, știi? Și zic, bă, nu, las că după aceea trebuie să dă explicații. Zic, și ce bag în ruxa cu ăsta bagajul de mână, că zic, trece prin filtrul ăla, să vede că s nu mă oprește, să vede că s nu mă oprește nimeni. Bă, dar eu uitasem, deci am avut un blank, înțelegi, deci uitasem complet, că eu mai fusesem pe Bengurion, eu știam cum e pe Bengurion. Pe Bengurion, primul lucru pe care îl faci când intri pe aeroport, când ai trecut de prima ușă, Apare cineva și te întreabă de unde ești. Și tu zici România. Și el pac, îți scoate un carton în limba română. Ei au cartoane cu toate limbile pământului. Înțelegi? Dacă tu vorbești Swahili, au și în Swahili. Înțelegi? Și scoate un, un carton cu niște întrebări. Prima întrebare este: transportați ceva ce nu este al dumneavoastră și, în paranteză, bagaj acte. Deci, bă, în complet Raițchi și amintise probabil dimineața că ăsta o fi mai matinal ca mine, știi, Eu eram chiar un, știi, că mi-a aruncat alea. Și eu eram cu alea și zic, da, bine, știi, îți dai seama că, bă, nu mi-a trecut pe eu nu mi-a trecut niciun clipă prin cap să mint sau să ceva că nu te sfătuiesc să faci chestia asta, știi? Și zic, da. Și ce? Zic niște acte. Și, și post putem să le vedem Pff, sigur cum să nu-și desfac. Și ce sunt astea? Zic actele unei prietene. Zice, cine vi le-a dat? Bă, în momentul la. Am zis, zic, frate, dacă eu zic jihad, zic, întâi îmi zboară cineva creierii și după aia mă întreabă cum a zis, știi? Și zic că am vrut, zic, mă gândea, dar a fost așa, o, cred că o fracțiune de secundă, am vrut să zic jihad sau ce, de zic, nu o să sune bine și în momentul ăla am avut așa o inspirație, dar și zic, fratele ei, nu m-a întrebat cum îl cheamă, știi, zic, slavă Domnului, știi. Deci face alea, zice, cine este? zic, uite, așa, e prieten, cetățean român, că, zic, e cetățean român, e născut în România, veniți cu noi, vă rog, știi. Și m-am dus cu ei, m-au lăsat într-o cameră singur, știi, eu m-am gândit, ai, îți dai seama că nu mai fost niciodată, acum doar ce am văzut în filme, m-am gândit că în timpul ăla mă studiază pe toate camerele, da. că m-au lăsat vreo 3-4 minute de unul singur, da. îți dai seama că te lua să te întrebe ceva, dar nu era nimeni să te întrebe nimic, știi? M-au lăsat vreo 4 minute, dar pe mine deja m-a amuzat toată faza, știi? Că mi-am dat seama, eu, cum am venit eu ca un berbec, fără să... Fără, nici, nici nu mă gândisem, Raizchi știa, adică e el deștept, da. Era cu un pas mai deștept ca mine Era și foarte de dimineață Știi că pe la prânz încep Deja să fiu și eu la fel de deștept ca el Dar nu era cazul la ora aia. Și A venit cineva între timp Cred că alea 4-5 minute Aflaseră și ce mănânc aia de dimineață La micul dejun da, Deja da. știau tot da. Și cu o cunosc și cine e Și da, nici... da, da. Și au început să-mi pună întrebări, au răspuns. Aia n-au avut nicio apăsare, adică nu m-a presat. nici ea cred că și-au dat seama în secunda în care m-au văzut că prost. <răzări> știi că te și prins când omul e prost, știi? S-au prins repede că prost, au verificat-o pe femeia, au văzut că e tot ok, că actele erau, știi, nici totul avea logică, da, nu da, era da, nimic, da. știi? Și ei au fost foarte relaxați, știi? Și și eu am fost relaxat că i-am văzut și păi, oricum da, eu. eu eram relaxat, că... Da. oricum nu da, -aveam, aveam nimic, nimic scuz, nu era de ascuns, Dar a fost amuzant că îmi pun întrebări la foarte politicoși oamenii, în primul rând mega politicoși, dar întotdeauna și când mi-au desfăcut trollerul, ei sunt politicoși, nu urlă, nu știți că nu au de astea. Și îmi dau alea înapoi, și mulțumim, vine, îmi face skip-ul la coadă, n-am mai stat la control. Ha, -a. Da, m-au dus, Bă, Raetski, deci în secunda în care au scos să și așa, bă, când m-am uitat, nu l-am mai văzut în cadru. Deci, dispăruse, nu era cu mine. Era la vreo 20 de metri, 30 undeva, într -un, știi? Și cu spatele. Înțelegi? Până îmi fac ăștia schimb la coadă, mă duc, zic, la, era, zic, ce faci, nu mă mai cunosc sau, știi, zic, ne mai luăm bilete împreună, mai stăm sau, știi. Bă, la următorul, că, știi, sunt mai multe cozi, la una la control, una la pașapoarte, știi, de la aia la altă coadă a mai venit cineva. Și zice, domnul Constantinescu, zic, da puteți să veniți un pic cu mine? Dar erau alții, nu aia primii care mă zic, sigur, cum sunt știm deja, suntem pe Da, da, da. M-a dus iară, mi-au mai pus iară întrebările, că de unde știu, că da, 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 da. Iar am răspuns la fel, că a văzut că răspund la fel. Zice, puteți să... Uh, vreți să facem un control? Zic, da, zic, sigur. Uh, m-au descălțat, nu mai țin minte dacă m-am și dezbrăcat sau nu. Oricum m-au pus la un panou cu mâinile așa și m-au scanat. Știi? Și după aia m-au scanat și după aia erau foarte politicoși. Mulțumim, m-am încălțat, mi-au dat ălea mi-au făcut schip și la coadă, că m-au dus la avion, știi? Zic, a, e, frumos să zic, dar nu-mi dai și un sandwich, dacă tot, Și așa a fost cu... Da, a fost cea mai tare, deci când m-a întrebat cum îl cheamă pe ăla, deci băi, am avut o fracțiune de secundă, când aia. am făcut în cap, mi-am făcut... Gata, -a Fratele ei, știi? Aia a fost... Super. a fost ok. Și, mă rog, cea mai amuzantă, dar n-am fost eu probabil foarte haios că nu mai bun în scris decât... A fost aia, mă, cu Raieschi. deci cum a apărut el la șase jumate dimineața în cameră? nici nu mi-aduc aminte dacă i-am descuiat ușa sau era da, descuiată o, o, sau cum mai Dar așa să-i fi văzut fața lui când i-a picat fisa, când stătea în pași și face... Ha, da, bă, da, 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 Bă, da, știi cum? Deci, mi-a aruncat mi-am dat seama ce s-a întâmplat când el ieșise deja de și eu da. aveam plicul pe piept, că era pe piept. Deci, eram în pat, Da, să zic că nu știu cum eram în pat, nu mai țin minte cum a intrat. Super, știi? Înțelegi? Am și niște întrebări filozofice, așa de, de final frumos. Dacă îți dau un milion de euro acum, ce-i face cu ei? Bă, mi-aș lua un taikandu. 100, da, știu, mi-aș lua un Taycan de 180 de mii, mi-aș da, de așa, la așa, la așa. Și cu restul, nu știu, cu restul nu m-am gândit. <laughs> Bun. Uh, ce crezi că se întâmplă după moarte? Nimic. Aia, Punct? da. Punct? Aia? Da, aia? Da, da. Final? Aici am o problemă, da. Da, da e nasol. Da, da, îmi pare e... rău că ți-am dat vestea asta proastă, da. Mamă, de, deci toți care vin la asta, asta îmi zic, că de, mi se pare incredibil. Cred că sunt singurul care... Că... A, dar tu vende. tot insisti, tu tot speri da, la un moment dat să găsești da. pe unul care să spună lasă-mă, Marian, că o să fie da, bine. Deci, da. să ajunge, da, da, rai, o să ți da, în rai, o să-ți dea Dumnezeu da. un taican. Nu, da. nu. Să... No, no. Sau 40 de taicanuri, știi? Cum dau la astea 40 de vergine, vreau 40 de taikanuri. Lasă-mă, că ți-a dat tezi la aici, dă-te dracu, câte vrei. Mie sunt... Eu care am da. pe jos în viața asta, e logic să ne taican acolo. Da, 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 da. Tu ce mai trebuie? Mai echilibrează, nu? Mai echilibrează, da. da. Păi și atunci ce căutăm aici pe planeta asta. E un accident? Așa cred. Da, nu, băgam depresiv de astea, no. că ești că da, pentru un ateu asta e cea mai mare depresie, știți, vorbească despre moarte și despre sensul vieții care, pe care nu l-ai găsit. Vorbești și tu de sensul vieții cu unul care e credincios, cu unul care da. a găsit, care l-a găsit, da. că noi nu l-am găsit, tu știi, nu avem ce să discutăm. Da, tot timpul, asta, asta e principala chestie pe care o zic, e prima chestie pe care o zic atunci când cineva îmi spune că după viață nu mai e nimic, că mi se pare nedrept în cazul ăsta, că ea care au făcut mizerii după moarte, nici măcar după moarte nu și-o iau, știi? Și toți cei care și-au luat-o de am în timpul vieții, copii care au murit aiurea și așa, ăia nu-și găsesc confortul, știi? Eu în fiecare dimineață, duminică dimineață, când mă trezești vita aia de decibelie cu boxele lui de la biserică, regret că nu există Dumnezeu ca să vadă și el ce înseamnă, știi? Că... Pentru puțin context, a... Julius stă lângă o biserică și în fiecare duminică de ce trage clopotele mitică. <laughs> și boxe maxim. și ascult, ascult slujba la boxe ca și la noi la ortodox și e pe... <laughs> Super. Ai vrea să fii nemuritor? Da. Nu te-ai Nu o să aflăm niciodată. <laughs> Dacă asta te-am întrebat, dacă ai avea de ales dintre toate marile personalitățile personalită, dintre toate personalitățile mari ale lumii cu cine să bei, ai zis Marc Antoni. Păi, zi, păi ai zis But. Automat am Nu, băsesc nu și cu Ecaterina da. cea mare aș vrea da. să bea da. un pic, da. Și puțină cianură cu Rasputin. Nu, 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 nu. Ne, ne scoate la pensie pe toți inteligența artificială? Ai uh, aprofundat domeniul cu cea GPT și cu toate cele? Băi, uh, marea mea speranță legată de inteligența artificială până în alta e să găsească leacul pentru cancer și alte boli. Adică mie în zona asta mi se pare miza noastră imediată. Că altfel o să murim cu toții de cancer în curând, la incidența din ziua de astăzi, că a crescut foarte mult și speranța de viață și e aproape imposibil să trăiești pe viața asta fără păi să faci simt. un cancer, știi? Deci asta mi se pare mie miza cea mai mare, mă rog, din păcate, funcționând într-o societate capitalistă care e bazată pe profit. În momentul ăsta nu, uh, resursele nu sunt îndreptate încolo, da? resursele sunt îndreptate spre ceva ce se poate monetiza, mai, deși mă rog, și asta dar are un potențial imens. în conspirație cu Big Pharma, câți bani fac că ea din medicamente, că nu știu ce, nu, e, e, nicio conspirație. Problema a. este că noi, cercetătorii noștri, în loc să să chinuie, să descopere, nu știu ce, mai bagă ei în pasta de dinți, știi, mm -hmm. că și acolo mm -hmm. tot felul de cercetători. Ar trebui să se ocupe de chestiile astea. Bun, bun În final, la final de podcast, mai am câteva întrebări de-astea rapide. Ce muzică asculti? Bă, am un play de am înțeles, ea, ca de... Macarena, am înțeles da. uh, eclectic, dacă vrei să spun. Da, am și Macarena, am și Pink Floyd, am și Șostacović, uh, uh, am și uh, Queen, uh, am de toate, știi, am și, zic, cum îl cheamă pe la, în scap acum, dar, în fine, uh, ascult și muzică de băieței, de. Scapă, nu mai știu. De la am descoperit recent. E când... sau... Da, mă, un băiat are o piesă, medicament, care e... Oh. Un fel de rep de ăsta, ți-ar plăcea. Da. E? cu versuri au oxigen din berceni, adică în <laughs> zona asta, știi, Stai da? Dar da, sună bine, că, cum sună și Erika, Că n-am o problemă. Un om deschis la minte și la suflet. Filmul pe nu am un film preferat, pot să zic unul la care, pe care l-am văzut recent, care e minunat, nu pot să-l recomand, că e Ia din 2024, One Day, e o miniserie. Dar ai pe Netflix? One da, pe, pe Netflix. Romantic da. parcă, nu? Băi, da, poți să-i zici că e un fel de poveste de dragoste, așa. băi, e foarte bun. Ok. okay. E, un fi, e, e un film diferit. Okay. de okay. seriile astea okay. de și se necunis. termină ok sau lasă loc pentru să te lase în aer, să mai vină un sezon e... are finalitate? are finalitate nu, no, să-ți placă dar are ah, ok <laughs> am dat și un spoiler Zimi atunci nu există niciun film pe care l-ai văzut de mai multe ori Adică exagerarea de multe ori zic, bă, poate asta l-am văzut vreo 5-6 ori, cred că... Cred că Băi, am acum depinde și în ce perioada vieții tale ta că am văzut călăuza lui Tarkovski, de știam pe din afară la un moment dat, că e un film greu, dar e un film ca imagine e splendid. Ok, știe? călăuza, ok, notat. O uh, călăuza lui Tarkovski, dar altfel pot să mă uit la... Seria Nașu, și pe aia am văzut o dumie, dar n-ai cum să da, nu te da. într-o duminică. Să faci un binging da. de la pe toate, da. Știi? Serialul preferat? Mi-ai zis mai devreme de asta, de așa, altceva? Ai făcut ceva binging pe ceva să iei de la cap coada să nu ieși din casă, bă, vreau să văd tot, 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 tot. tot. Hey, da, fac des și acum mă tot la un, la Warrior, care e tot pe Netflix cu mafia chineză din secolul XIX din San Francisco. Okay. E un film ușurel. Dați la sezonul 3 și... de, 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 de 3 zile și la sezonul 3 <laughs> și... -ai dat să zic. Săptămâna asta l-am terminat. <laughs> adică, da. filme care nu te viața, lasă. Se vede, viața de studenție. ne ai Așa, zis, e, da. ne -ai zis mai devreme că la facultate, la, deci tu faci master la, la ce La Facultatea facultate de limbi și literatură străine la spațiu islamic, societăți, culturi, mentalități, se cheamă e un masterat de cultură și civilizație despre spațiu islamic și despre religie pe islamică pe... și despre istoria uh, zonei Super tare, frate. Felicitări pentru decizii. Super tare. Cartea preferată. Ai o carte, să zici, să o recomand la toată lumea. Așa cum să zică Biblia. El care se mai pe iată Coranul. Că dacă tot e la... Bă, Coranul, să știi că altfel Coranul trec dincolo de religie. Uh -huh. Că aici am o problemă cu toate, nu numai cu asta. <laughs> nu ești, nu discriminezi. Dar... Coranul este o bijuterie stilistică. Mm. Nu seamănă nici cum cu Biblia. Biblia e o prostie. Eu, adică e scris... Nu, mă refer stilistic. Nu, da. că ce la conținut am o problemă cu toate. Dar asta stilistic e o poezie, Coranul. Mm. E fabulos. Ok. Dar, de altfel, Coranul dacă nu era Coranul, nu o să răspundea limba arabă, că am vorbit mai devreme, da, cu arabii care au venit din peninsul arabii și au întâi au, înti uh, islamizat și apoi au arabizat în okay. Orientul Mijlociu, aia, da, egiptenii, care e cea mai veche civilizație din lume, da, e cel mai vechi, sunt cel mai vechi popor din lume care încă există, da, are o continuitate de mii de ani și vorbesc da. araba astăzi. Deci nu a fost să? Coranul a, Coranu a răspândit această limbă arabă peste tot. E, e o bijuterie stilistică, eu l-am citit, e tradus de profesorul uh, George Grigore, care e atolahul nostru de la, de la uh, Catedra de Arabă de la Universitatea București și asta e o chestie interesantă, că nu poate oricine traduce Coranul. E da. că tu dacă știi limba arabă, nu poți traduce Coranul. O să trebuie autorizație de la Universitatea Lazar din Egipt. Oh, ok. Adică nu, pentru că nu, ca să traduci Coranul, nu trebuie să știi doar limba arabă. Ai nevoie de solid de cunoștințe, în primul rând de religie, și apoi de cultură, okay. da? Trebuie să știi multe despre arabi ca să poți traduce no. Coranul. Înțeleg perfect, mai ales că e o carte sfântă, nu e, nu știu, o novelă. Da, sunt de acord. Fascinant. Deci, ce carte ne recomanzi? Să ne facă viața un pic mai bună. Să ne să ne fascineze. Ceva, orice. Trebuie să fie ceva acolo top of mind. Revolverul Arhanghelului uh, despre mișcarea legionarea și mistica asasinatului politic uh, al Cristian Manolachi. E o carte foarte bună despre mișcarea legionară. Nu e cea mai complexă, dar e cea mai completă carte despre mișcarea legionară, dar devolează foarte bine uh, uh, practicile. Da? Uh, și rețeta, de altfel, rețeta succesului, da, uh, asasinatul politic... Da? Apoi procesul care le folosește, i-a da? folosit și lui Corneliu Zelea Codreanu și altor asasini legionari, procesul care folosește ca trambulină politică da? și după aia triunful când e achitat, da? victimizarea. Uh, mistica asta morții, da, cultul morții pe care, pe care l-au. E, e, foarte bună, adică sunt gros de imbecile astăzi cărora mișcarea legionară li se pare că a fost o mare jmecherie și că Corneliu Zela, Codreanu, a fost un mare patriot român, că se îmbrăca nițari, da, și pentru asta, pentru ei însemna că era un mare român și uh, le recomand cartea asta. În primul rând, să vezi cum pornește cariera acestui asasin, da, după ce îl împușcă pe șeful poliției dăniași. Da? Că îl împușcă, pur și simplu, în public, în plină zi. Deci, ăsta e un asasinat. No. Și de aici pornește asta și acest asasin, da, e văzut de unii ca și celălalt mare asasin, uh, 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 mareșalul Antonescu, văzut de toți imbecilii ăștia care n-au citit o carte în viața lor ca mari patriozi români. Interesant. Ba, apropo, uite, și vreau să mai spun asta. Am citit un interviu acum două zile într-un ziar cu un român care uh, luptă în Ucraina. Este o... N-am înțeles foarte bine că nu cred, în, în mod sigur nu e o companie, e o grupă cred, de români uh -huh. da, care să nici nu mai țin minte getica sau ceva de genul. Nu au un okay, nume okay. din ăsta care luptă în Ucraina. Și omul foarte lucid, a fost un interviu cu el la, tele, la un post de radio Așa. și de, de acolo citisem, făcuse răștire cu el. Foarte lucid omul și spunea că o duc greu, mai ales în momentul ăsta, că nu mai au cu ce lupta, rămân fără muniție și s-ar putea să ajungem, ce nu e prima dată în istorie, s-a mai întâmplat, sper să nu ajungem, dar e posibil să ajungem și noi acolo, să luptăm până la ultimul cartuș. Știi? Oh. Și, dar omul spune așa, zice, dar nu plecăm de aici. Că noi am avut o ședință, cum ar veni o întâlnire și am dezbătut lucrul ăsta și am hotărât că noi nu plecăm de aici. Că zice, dacă Putin câștigă aici, zice, vom fi și noi pe listă. Și zice, în tot va trebui să luptăm cu el. E el e un patriot român, dacă mă întreb pe mine. Un băiat pe care nu l-a nimeni să se ducă acolo, ruptă cu rușii, da? Și uh, care vorbea foarte frumos, da? Despre România și despre pericolul pe care îl reprezintă Rusia pentru statul român, pentru Moldova întâi, da? Și apoi și pentru da. România ăla e un patriot român, nu asasinii ăștia ă, al de Zelea Codreanu sau și nu no. mai vorbesc de păcălicii de George Simion și alți imbecili. Aia, aia, sunt, ei sunt patrioți români, ăștia când se bag cu pumni în piept că sunt patriot. No. Hai că ți-am stricat no, podcastul no, no, acum no, la sfârșit mai cu... pus pe și să știi că am pus cartea la favorite o să eu și o să văd, că mai e fix o bucată mai Dacă nu mai, nu mai găsiți pe Emax, să știți că eu am luat. <gâng> <gâng> mai avea două întrebări, mâncarea preferată și băutoarea preferată, dar după ce ai vorbit acum nu mai merge, nu mai este nici mâncare, nici băutura. În schimb, aș vrea să, să le spui oamenilor un gând de final cu care să rămână după, după podcastul ăsta după câte am vorbit noi astăzi, am vorbit mult despre politică, am vorbit despre călătorii. Ai ceva? Nu știu, mă, n-am. Nu mai fiți proști, de asta e... <laughs> și mie mi-l dau, adică în fiecare zi încerc să nu mai fiu prost, că și eu sunt, adică știu că nu par de multe ori, dar sunt uneori de o prostie abisală. Ideea e să Ideea să citezi, să te informezi, să fii onest în primul rând când vrei să afli ceva, să fii onest, să n-ai răspunsul dinainte. Că aici e problema. Că foarte mulți uh, nu caută răspunsul, caută numai confirmări. Nu. Da? Înțelegi? să ai întrebări. Aia e... Total acord. Super sfatul. E superb. Ba, Bun. sunt superb. Ești, ești. mi-a plăcut mult sper de Sper să tai asta la montaj. Ai <laughs> da, da, da. o întrebare pentru mine, că ți-am zis te, tuturor invitațiilor, le zic să pun o, să se gândească la o întrebare pentru mine. Te-ai gândit? Da. Yeah. Uh, băi, zi -mi și mie de ce faci podcast. Nu ăsta cu mine. De ce faci podcast în general? Păi, uh, e mult spus că fac podcast am dar de că am avut multă pauză și de-abia acum am intrat așa în mână și mi-am făcut o listă cu invitați. În primul și în primul rând, Voiam să stau cu oameni mișto la vorbă, fără tari, fără Caterin, că fix asta am vrut să fac. Mi-am dat seama că să stai tot timpul la vorbă cu prietenii, cu familia, te, te limitează. Nu zic că e un lucru rău, e foarte bine să ai prieteni și familie. Dar pe măsură ce întâlnești din ce în ce mai multă lume și pui uneori te întrebările astea de final, sunt un șablon pe care îl pun. Tutoriu. trebuie să le pun tutoriu. Nu asta. Afli chestii noi. Știi? Mai ales de la oameni pe care îi placi, cum tu urmări, mai spune chiar că te place nu știu dacă tu ești, dar la una din trei postări sigur un haha de la mine. Pe restul două nu le văd. Da, pentru că trebuie Tocmai că urmăresc, nu dai destule. Deci, la limită, între să-ți dau un friend sau nu. Da, ce mi-apare în feed, în general dau haha, adică sau like, pentru că ești super tare și îmi place mult de umorul tău. Și e și, un e și -ai. foarte bună, adică n-ai ce să... Ai, ne... de, așa e. De vină. Și, pur și simplu, vreau să stau cu oamenii pe care îi plac sau pe care vreau să-i cunosc la o vorbă. Și am dacă tot o să o fac într-un cadru organizat, să fac și un clip, oi, nată. Fix de asta. Pentru că așa dacă te sunam, auzi mă, Julius, hai mă să ieșim și noi la o bere. Păi până te prindeam eu la bere... Da, așa la un podcast. Nu crezi că eu ies la bere cu oricine. <laughs> Am văzut <laughs> cu Marc Antoniu, cu că Eu nu <laughs> mă <laughs> De la Marc Antoniu în sus. Cam așa e, cam asta, cam asta văd chestia asta. Da, și plus să mai fac niște cifre acolo pe internet, să mai ajung la mai mulți oameni care apoi poate se uită la celelalte clipuri pe care le fac ei, Și un soi de marketing, să zic așa, o lărgire a audienței. Cu toate că de obicei cei care vin, adică jumătate dintre cei care se uită la clipul ăsta sunt cei care au venit pentru tine pentru că știu pe tine și vor să vadă ce mai zici. Și poate nu le-a plăcut și de răitul ăsta de aici, știi? Poate am zis niște prostii de-a lungul podcastului, știi? Dar uh, pur și simplu motivul principal ăsta este să stau de vorbă cu oameni pe care îi plac sau pe care vreau să-i cunosc. Poate îi plac după aia sau poate nu îi plac după aia. <laughs> știi? După ce i-am cunoscut. Cam asta e. Cam așa o văd. Sper că te-am murit. Eu îți mulțumesc mult că ai venit la podcast, chiar cred că ești un podcast foarte bun și sper că oamenii au rămas cu informații utile. Sper că n-au înțeles greșit ce am discutat despre Israel palestina nu... Bă, eu... și eu sper că n-am spus prostii, că de multe ori, da, când vorbești, mai spui chestii, mai zici prostii, nu, ele nu sunt prostii, în capul tău au logică, dar știi, de multe ori tu nu duci... Ce iese pe gură, dar... Ce iese pe gură iese mult mai puțin decât gândești așa tu. E. E, e. o problemă mare aici. Fix așa e, de-aia am, am și pus asta aici sus la final. de am, momente, asta și, am și citit după după aia mea, seama că fac chestia asta, de multe ori eu nu duc, uh, nu duc fraza până la capăt. În mintea mea am terminat-o și am și început alta da. și m-am oprit și um, da. ulterior îmi dau seama că bă, eu am o rămas așa, de așa de în aer, sens. unii n-au înțeles. Da. Pentru că eu pur și simplu n-am dus, -am dus, -am dus fraza este. la sfârșit. Așa este. În niciun caz nu suntem... Cred, Gândesc puțin. mai repede decât vorbesc aici e Sunt de acord. Desi mm. ori de și asta. Asta vreau să vă zic că nu, nu suntem părtinitori. pro Israel, pro-Palestina, eu suntem pro-viață și pro-pace. Mi-ar plăcea să existe asta în lume. La fel și cu începutul podcastului ului vis vis-a-vis de Erika și Macarena. Sunt pro-normalitate, pro-egalitate. Mi-ar plăcea ca soția mea și dacă vreau o să am o fată, fata mea să se bucure de aceleași beneficii de care mă bucur eu ca bărbat și să, și, scus, să aibă aceeași lipsă de griji în viață pe anumite paliere cum o am și eu. Chestii la care nu m-am gândit și da, sper că am fost destul de clar în ce am povestit astă seară astăzi în podcast că am filmat mai tăi astăzi, tu la montaj mai tăi mă dau la copy paste am vorbit mult mă cum să faci podcast de 3 ore Asta a fost podcastul mulțumesc că ați fost alături de noi pe Juliu îl găsiți pe Facebook link în descriere acolo își practică el glumele și ne revedem peste talentul el... unde și face el talentul da, talent talent de cu adevărat de. și noi ne vedem peste o săptămână în aceea zi cum v-am obișnuit deja sper v-am bubat aveți grijă de voi doamnește. Thank you.